Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año se felicidad. Crăciun fericit tuturor, dragii mei, suntem în a doua zi de Crăciun și astăzi avem o emisiune senzațională, un podcast istoric. De ce? Pentru că astăzi vine omul care ne-a convins că cine trece prin Valea Seacă cu hangerul fără teacă, nu e Brenciu, e Baniciu cel vestit. Dragii mei, astăzi Mircea Baniciu vine la lucruri simple și fiți foarte atenți că vom avea o emisiune plină de surprize ca de Crăciun. Așezați-vă comod și gândiți-vă la cele mai frumoase piese ale lui Mircea Baniciu. Chiar și ale trupei Phoenix, de ce nu? Astăzi, Aqua Carpatica de Crăciun este alături de noi, iar voi sunteți acolo. Îi dăm drumul la emisie. A venit? A venit? A venit! Vine! A venit! Vine Mircea! A venit? Mircea! Mircea, a venit! Ia să vedem acum dacă băieții sunt pregătiți. Da, stai! Da. Ia! E cineva aici? 1, 2, 3! Aici este scaunul tău. Mulțumesc. Să nu-l tragi? Nu-l tragi. Deci cum ar fi eu acum să-i trag scaunul? Deci cum ar fi eu? Deci cum poți să gândești așa ceva despre mine? Something like that. Like that. Și Crăciunul a venit. La 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 la. Spune. Mircea, iată, a sosit. Ia, ia, o. Ți-ai luat gitară nouă, hă? Da. De clapa ta nu poți să spune. De clapa mi-a luat gitară nouă. Și tu? Dar cea adevărată. Ia uite, mă, frate. Da. La deci nevoie. Se cunoaște. Da, eu mi-am luat muzicuță nouă. E gata, în ce tonalitate? Fii atent. 1, 2, 3 și... Cam acesta a fost podcastul, vă mulțumim tuturor pentru atenția. Asta se fumează? Nu. Deci vreau să spun că eu, după câte știu pe tine, o să investighez tot ce se întâmplă în jurul tău aici. Pentru început, ți-am pregătit... Beatles. Beatles. Da. Din păcate, Beatles este doar chestie o... chestie foarte frumoasă cu Beatles aici. Da, dar asta este pentru un pahar care stă pe el. Așa. Da, mulțumesc frumos. Asta e. Și pentru pahar, dar... Apă. Ce, nu... Ce, am venit cu... Special am venit cu Rudolfi, cu prietenul meu. Ca să nu trebuiască să nu trebuiască să să nu trebuiască știut. Să conduc și am zis că pentru un podcast reușit cred că ar trebui. Ia uite. Ce am făcut? Asta mi s-a cerut. Păi da, nu vrei da. Și nu apă? Uite, o apă plată din Munții Elveției. Da, e chiar apă, să știi. Ia mâna. Deci, dragă Baniciu, Mircea. Baniciu. Dragă Mircea Baniciu. De când ne străduim noi să facem? De când ne străduim noi să ne vedem? De ani de zile tot de ne zeci chinuim. De ani zile. Când a fost spectacolul de la Sala Palatului? În care m-a invitat și... Este. În 2013. Da. De acum 9 ani de zile. În 2013. De ani. Da.
Și ții minte o singură chestie, ca să înțelegi ce artiști ești, ce om ești tu. De obicei am invitat câțiva artiști la Sala Palatului de-a lungul celor 11-10 producții acolo și îi așteptau în culise. Nu, tu nu. Tu de fiecare dată era acolo pe la sunetist, te uitai pe scenă, tu ești ca un copil. Eu vreau să spun din prima chestie asta. Nu ești prima care îmi spui lucrul ăsta. Ești a doua. Spune-mi Ilona. Maricico, să știi că ai dreptate. Deci dacă vrei să investighezi, dai tot dreptul, este a doua zi de Crăciun. Acum, da? Suntem pe 26 decembrie. Deci, Merry Christmas. Merry. O singură întrebare, pentru că asta i-am întrebat pe toți colegii mei. Ce ți-a adus Moș Crăciun? Ce mi-a adus? Da. Nu, scuze-mă. Ce ai fi vrut să-ți aducă Moș Crăciun? E mai potrivită întrebarea. Mai ușor de răspuns. Da, nu știu, o să vedem. Încă n-am despachetat minunile, dar... mi-a adus un cățel, o pisică, niște vecini haioși mi-a adus... Niște vecini haioși? Niște vecini haioși. Ce mare lucru, nu? În ultima vreme... Nu există așa ceva. Să ai vecini care să fie haioși. Ai vecini haioși? Da. Nu pot să spun ce mi-a adus, dar să știi că Moș Crăciun a fost destul de generos de data asta. Nu ar fi avut altfel cu tine. Da. Scuze-mă, asta este nou tip de șarfă? Ca să știu. Nu, l-am așa pentru o pată de culoare. L-am văzut pe măleele, că are și el un fular de ăsta pe care îl poartă cu nostalgie, să zic așa, la întâlnirile cu publicul de la teatru. Și are o ținută în negru cu un fular roșu. Care este exact ce trebuie. Eu am zis, domnule, hai să mă mai colorez un pic, pentru că... mă vede lumea, de-aia sunt aici, ca să ne vadă, să mă vadă lumea și cu tine, pentru că... Deci eu am doi urmăritori, da. patru, acum sunt patru urmăritori, iar aici cred că sunt foarte mulți oameni, cei pe care îi vezi aici, toți au foarte mari emoții, pentru că pentru prima dată unii dintre ei în viața lor îl văd pe Mircea Baniciu, cel pe care știu de 50 de ani de zile. Păi cu unii am și cântat pe scenă, care e problema, da. Da. Auzi, sigur e și cu tine, da. Zucchero. Nu e Zucchero, e Baniciu. Nu, dar e Zucchero, e Baniciu. Mie îmi place Zucchero foarte tare. Se vede după pălărie. Nu, dar ție stă mai bine decât cu Zucchero. Bine la anul. Da. Perfect. Aveam bilete pentru spectacolul din toamna trecută. Și nu s-a ținut din cauza pandemiei. Sau vrei să-ți torni puțin apă plată sau puțin vin roșu în acel pahar? Ce vrei tu să-mi torni? Eu zic niște vin roșu. Uite că ești gând la gând cu bucurie și cu fericire. Sper să mă descurc. Este un vin care cu siguranță îți va rămâne întipărit în suflet și în simțiri. Atât. Atât, scuze-mă, iartă-mă. Da. Poți să-mi pun și mie? Mulțumesc frumos. Da, restul te rog să mi-l împachetezi. Restul din cutie vreau să spun. Aoleu, cred că asta mi-am găsit nașul. Domeniile deci Cuza, da. Am impresia că astăzi mi-am găsit nașul. Nu. Și ce o să se întâmple astăzi aici, iartă-mă, dragul meu, dar avem foarte mari emoții pentru această întâlnire. Cât trebuie să dureze întâlnirea să știu cât să beau? dacă e cazul, păi, nu? Am zis de la bun început, avem 50 de ani de strecurat într-o singură seară. Într-o singură oră, două. O seară. O seară durează. O seară durează. Poate să dureze mai mult, da. Poți să leșin între timp și o să continui tu problemele. Intrăm direct în pâine ca să, da? Sunteți pregătiți? Colegi? Ați pregătit partiturile? Stai un pic, încă n-a început filmarea. Ba da, de mult. Da? Da. Ca să înțelegi, noi suntem un fel de securitate aici, se înregistrează tot. Doamne, ce bine, în sfârșit. Îți mai aflu și eu câte ceva despre mine. Da, vezi că e securitatea pozitivă de data asta. Așa, bun. Doamnelor și domnilor, prezentare. Mi-a făcut o prezentare și asta e cam tot ce se întâmplă astăzi. Mircea Baniciu este un cântăreț și chitarist român de meserie arhitect. Da.
S-a remarcat în muzica românească la începutul anilor 70, când a devenit solist vocal al formației Rock Phoenix. După fuga colegilor săi din țară în 1977, începe o carieră solo, timp în care scoate pe piață un EP și 4 albume. În 1992 a fondat trupa Pasărea Colibri, alături de Florian Pitiș, Mircea Vintili și Vlad Dicneșević, cu care a cântat 10 ani, răstimp în care au avut pe piață 5 albume și un DVD. Și un DVD, da. În 2002 revine în trupa Phoenix cu ocazia concertului aniversar Phoenix 40 de ani. În toamna anului 2007 părăsește din nou Phoenix pentru a-și continua cariera solo și pentru a învința în 2014 supergrupul Pasărea Rock. În decembrie 2022 Mircea Baniciu a acceptat provocarea vieții lui să vină la Brânciu la podcast! Aici se încheie podcastul nostru, a fost o seară minunată, la noapte bună, noapte bună și acum bem, acum așa. La mulți ani. La mulți ani. Mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască. Așa ar fi fost neprofesionist să fac. De aceea vom merge mai departe. Era bine asta, da. L-am strugurii. Uite. Ce, nu mai am simt mâna. Eu am strâns. De cât? Vrei să-mi vezi tălpile de la picioare? Nu. Încă. O invitație ca asta nu ți-a făcut, m-a fost făcută de mult. Dragii mei, vreau să vă spun că primul instrument la care a cântat Mircea vreodată a fost pianul. Da. Mai știu câte ceva așa, două, trei acorduri, dar n-am mai pus mâna pe pian de foarte multă vreme. Deși am o claviatură acasă pe care o mai gâdil din când în când, dar nu cu foarte mult talent. De regulă călăpare sau prietenii mei care orchestrează se folosesc de instrumentul ăsta la mine în casă. Mă refer la Vladi sau la Dora Protesei. Cu ei doi am lucrat mai mult în timp și ei se folosesc de clapa mea, dar mă bucur că ai și o claviatură aici, că s-ar putea cine știe ce. Doamne, nici nu știi ce se poate întâmpla astăzi. Da. Dar pianul ăsta ai vrut tu să cânti la pian sau mama ta a vrut? Hai să-l dăm pe copilul nostru la pian. Cam așa a fost, nu mai țin minte ce a fost, că eram foarte mic și aveam o vecină care era făcuse conservator la Viena și avea și ea o prietenă, tot dintre cele care au fost colege și în Timișoara sunt mulți care au făcut școli pe la Viena, pe la Budapesta și așa mai. Cosmopolitismul fiind un lucru clar în zona Timișoarei, că am trăit cu unguri, cu evrei, cu țigani pe stradă, cu nemți și așa mai departe. Deci eram toți cumva puși în situația să învățăm fiecare limba celuilalt. Am înțeles. Așa am învățat De e vorba de chec și conozonac. Am văzut monia ca asta ungurește. Așa, am învățat Gutenacht și Gutenabend. Și Ich liebe dich, sigur că de câte ori ai spus Ich liebe dich în viața ta? Nu, în nemțește n-am spus-o decât de vreo 4 ori. Perfect. Notați să dăm telefoanele. Pentru că aveam cui, bineînțeles, și care înțelege, pe persoanelor care știau despre ce e vorba. Că așa, Ich liebe dich, poate să însemne du-te până la bucătărie și du gunoiul. Depinde ce vrei să insinuezi. Dar mi-ai spus despre ungurește și nemțește. Da. Și dar puțin din fiecare. De bucătărie. Deci, Gypsy Road, Take Me Home, ce-i? Gypsy Road, nu. Nimic? Nu. În schimb, la un moment dat am fost obligat să cântăm, să cânt cu orchestra, cu Phoenix. Giacardea, Mura, ce mișto. Și la un moment dat la Sibiu, țin minte, a apărut o persoană, un tip mare, gras, plin de inele de aur și avea un sclipit, un zâmbet care se făcea lumină pe aur. Da? Și zice, și o mustăcioară din aia corectă și... Mă întreabă Baniciule, ia vină încoace, după spectacol, în culise. Ce cântați voi acolo, mă, cu Giacardea, Mura, Gialino, Mura, Giamura? Mi-a zis că eu nu înțeleg. Păi zic, dacă dumneavoastră nu înțelegeți, atunci... de unde dracu să știu eu ce se întâmplă? Eu am vrut, de când am auzit piesa asta prima dată, să te întreb. Ce înseamnă
Gialino Mura, 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 ce mișto. Mișto știu ce înseamnă, dar... Cântecul, nu, deci versurile astea sunt făcute de Șerban Forță și Șujică, Șujică, da? Uh-huh. În stilul lui Miron Radu Paraschivescu, care mai, cum se spun, adăuga niște silabe cuvintelor și inventa niște cuvinte. Deci asta e o invenție. Care pe bune? Da, care să sune pe... să sune țigănește și să sune pe muzică. Stai să spun o chestie. Eu am câțiva... prieteni din etnie romă. Și de fiecare dată că se mă dau mare, băi! Mura, Mura, ce mișto, Jacka, Gianino, Mura. Acum înțeleg de ce ăla se uita la mine și pleca. Dar nu spunea, băi, vezi că nu înseamnă nimic la noi. Deci nu înseamnă nimic. Asta e viața. Și cum îl stricai pe ăla? Gianni! Gianino, Mura! Era... de etnie romă, nu? Rom. Și cum îl stricai? Băi, țigani! Băi! Ha? N-ai voie să spui că se supără. Da. Da, da. Și țigan fără cer și am trec pe drum. Oricum, este singura piesă la care țiganiadă este spus ca un cuvânt clar, concret și mai a devenit și celebru între timp. Deci toată lumea... Deleanu, da. Da, îți dai seama că... Acolo vin niște, să zicem, niște puncte de inspirație. Dar, da, era... În ultimul album pe care l-am făcut cu Phoenix au fost mai multe cântece. Deci ăsta a fost în penultimul, în Muguri de Fluier. Așa. Țiganiada, și în ultimul am avut un cântec macedonesc pe text în limba a română. Nu-mi venea în cap. Dar stai, cum îi zicea? Cânticlu al cucuveaulei. Așa se numește. Și cântând cântecul ăsta, au fost foarte mulți care au cumpărat și au avut discul, au ascultat cântecul. Când am ajuns în... Refren? Nu, mă, când am ajuns în Constanța. În Constanța, cred. Când am ajuns în Constanța, la scurt timp după ce a apărut discul, m-au luat Macedon. Tu ești Macedon, mă, vină-n coace. Ești Macedon, mă, vină-n coace. Și... adevărul e că taică-mea a fost pe aproape de Gadrila Tercicu din astea. Ceva sânge s-a mai risipit printre venele mele. Da. Eu sunt un sfert macedon, ca să știi că... Da, eu s-ar putea să fiu chiar jumate, dar din păcate am crescut fără taică-meu, care a plecat destul de devreme de acasă. Da. Și, dar au rămas, mă rog, niște momente pe care... le-am amintit sau mi le-am reamintit apropo de lucrul ăsta. Pianul a fost prima dată instrumentul tău pe care l-ai atins primul, să zic așa, dar după aceea a venit, o să ziceți, ca să înțelegeți ce înseamnă influența unui film și ca să vedeți ce înseamnă influența unei întâmplări. Deci, într-o bună zi, Mircea al nostru, tinerelul din fața noastră, s-a dus la film. Da. S-a dus la film și s-a văzut un film. Și atunci a văzut un film în care o trupă numită Shadows, care mai există încă și are concerte și acum. Da, extraordinar. Și cu Cliff Richard, da. O trupă la care cânta solist vocal Cliff Richard, a cântat de Mama Focului în filmul respectiv. Iar filmul se numea Tinerii. Young One. The Young Ones. Ones. Yes. Young Ones. Și atunci, ce crezi că s-a întâmplat? Dar, practic, tu ce ai văzut în filmul acum? Cântau ei la chitară? Nu, am văzut tot filmul. Era foarte fain. Deci nu era, cum să spun, un film doar despre Shadow sau despre Cliff. Era un scenariu întreg, sănătos. Era un scenariu, o acțiune haioasă cu Cliff, care... Nu mai țin minte, n-am cuvinte să-ți povestesc despre ce se întâmpla în film, dar când apăreau ăștia era nenorocire, cu chitările roșii, niște Fenderuri, Stratocasteruri roșii și cu un timbru special și cu tot ce trebuie. Mai târziu am revăzut filmul, constatând că aveau și o chitară acustică acolo, că zic, de unde naiba suna atât de armonic și atât de legat și atât de frumos? Bine, și vocea lui Cliff era fantastică. Iar ei au un sunet și au păstrat sunetul pe care îl aveau atunci și în ziua de astăzi. Și am văzut niște show-uri cu ei extraordinar de bine primite de englezi. Da, englezii își apreciază, în special pe Cliff Richard, care l-am descoperit la începutul anului 90. Na, 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 to another one, home to see, home to another one. Era așa, ca un liniștit, așa, mai pop, mai mellow.
Atunci, în anii 70, era un alt fel, era un fel de Polanca. Toată lumea cu părul sus, vâlvoi. You are my destiny. You are my reverie. You are my happiness. That's what you are. Tine, la minor, nu? Am nimerit-o? Fa, pardon. Nu mai am urechea, nici urechea nu mai e cum era pe vremuri. La mine nici acum urechea nu e bună. Înainte îmi acordam chitara fără niciun... Păi dacă prindeam mii, puteai să acorzi pe... Diapazon, fără nimic, fără scule de acordat. Și când îmi verificam, chitara era perfect acordată. Așa cum am pus să faci la fel. Fără să am ureche perfect. Fără să auzi niciun fel de... Cum au violoniștii, de exemplu, sau... Tu o acordezi cu... O acordează cineva chitara fără diapă, fără... Eu. Da? Pentru că am miu să rămâne. Da, da. Eu și eu am me, myself and I. Eu am aici, la mine. Și unde îl ții? Îl țin în baricuri. Să se frăgezească. Deci fiți atenți aici că filmul înseamnă foarte mult la o vizionare, practic, filmul ăla ți-a schimbat viața. Vreau să spun că în perioada aia nu aveam bani și maica mea mi-a dat bani pentru film odată. O singură dată. Da. Și întârziam de la școală pentru că filmul, prima reprezentație la cinematograful Victoria în Timișoara, era acum e un bloc acolo, nu mai e cinematograful, prima reprezentație venea de la 3 la 5. Întârziam, deci eu termineam școala pe la 1:30, 2, mă mai plimbam ce mă mai plimbam, după care găseam o ușă deschisă sau ceva deschis la cinema. La cinema și intram acolo. Și intram și stăteam după perdea până venea lumea. Și uneori am văzut filmul aproape singur în sală. Se uitau, nu cred așa da, ceva. Se uitau femeile. De câte ori ai văzut filmul Shadows? Nu mai știu, dar de foarte. Îl știam pe de rost atunci. Da, și femeile s-au prins că m-au tot văzut pe acolo. Dar aveam 14 ani, ce naiba. Eram un tânăr simpatic, micuț și foarte doritor de ce se întâmpla în filmul ăla. A, și fetele de serviciu care erau plasatoarele m-au văzut și au zis lasă-l mă că ăsta e de-al nostru deja. Dacă am văzut filmul ăsta de 10 ori, da. Mie s-a întâmplat la fel cu un film și ți-l spun imediat, da. Dar vreau să spun, după ce ai văzut filmul ăsta de 10 ori, nu visai noaptea că ești chiar Cliff Richard cu chitara în mână? Îmi doream. Și atunci i-am spus maică-mie cu pianul o las mai jos, mie să-mi cumpere o chitară. Și știi ce mi-a spus? Îți cumpăr dacă intri la liceu. Dacă nu intri la liceu, te duci dumneata la fabrică. La ce fabrică? Unde lucrează ea fără școală. Așa. Așa. Unde înțelegi? Așa. Da. Și muncești mata acolo. Înveți o meserie, te faci strungar, lăcătos sau ce te face instalator. Pentru că altfel, chitară nu primești. Și te-a ambiționat și ai intrat la liceu. Am intrat la liceu. Păi eram golan, eram pe stradă toată ziua cu prietenii. Băi. Și cu... N-am avut o copilărie preordonată, să zic așa. Am fost lăsat liber și bine a făcut maică-mea, că n-a fost chip să mă țină în lanțuri. Toate elementele pe care le-ai pus în melodii au fost inspirate majoritatea din copilăria ta? Multe dintre ele. Sau nu, mai puțin. În orice caz, cred că fiecare... Și tu chiar, tu cred că mai copil ai rămas decât mine. Eu văd pe ceea ce faci. Dar un copil care totuși a făcut bani, zic eu. Am intrat la liceu. Și are și podcast, da. Ai prins chitara și în foarte scurt timp tu erai specialist la chitară pentru că pe vremea, stai să înțeleagă și tinerii care se uită, pe vremea respectivă nu existau tutoriale sau lucruri, să te duci pe YouTube să înveți cum se ține do, fa, re, mi și așa mai departe. Era o carte Maria Boieru. Deci era o carte de învățat chitara fără profesor. Aha. Și acum cred că o mai am pe undeva, cu începând de la degetul 1 până la ultimele degete, cum prinzi un acord, notele, bineînțeles, scrise cu game și așa mai departe, pentru începători. Și la final, dacă făceai toată cartea, știai chitară. Mi-a dat și mie să învăț chitară, te rog frumos, pentru că eu, după cum știi foarte bine, eu știu doar 3 note. Re, sol și la. Uite,
ai aici un chitarist. Păi care... da, dar nu vreau, nu vreau să mă învețe. Nici eu nu vreau. Păi nu, ți-a cerut să dai cartea. Da, și asta a fost. Deci am intrat la liceu și am primit chitară. Dar vreau să-ți povestesc o chestie. Primisem o chitară, cum erau chitările astea de la Reghin, cu niște corzi nenorocite, tari, niște corzi de... îți înnebuneau degetele, nu pot să spun atât. Ceva sinistru erau. Iar chitara avea corzile cam de un centimetru pe grif, deasupra grifului. Deci îți dai seama cât de tare trebuia să apeși. Făcusem niște bătături, frate, aveam niște degete mai lungi cu un centimetru, înțelegi? Și într-o bună zi la liceu i-am arătat unei colege, uite-te mă, frate, ce pățesc eu când cânt la chitară. Ce pățești, dragă? Și într-una dintre bătături am băgat un ac și l-am tras în partea aia la altă, înțelegi? Aia leșinat. Nu cred. A căzut pe spate. Nu cred așa ceva. Și de atunci toată școala știa. Chitariștii știu. Nu mai simți bătăturile fiind atât de dezdrave. Mine, între timp, ele au mai dispărut pentru că avem și noi niște instrumente pe care putem cânta fără să ne chinuim. Și despre asta e vorba. Deci, și din clipa aia, ți s-a dus vestea prin școală. Nu vă întâlniți cu Baniciu pentru că leșinați fetelor. Aia nici chiar așa. N-au leșinat în clasă, au leșinat la petrecerile la care eram invitat pentru că crescusem, cântam la chitară frumos și m-au primit în gașcă ăștia mai mari, înțelegi? Erau ceaiuri, erau figuri, erau fete frumoase, erau colegele noastre drăguțe, nu știu ce. Și dacă cântam la chitară, aveam toate șansele să izbutesc. Să știi că ceea și în anii 80 a fost la fel. Nu prea s-a întâmplat, da. Ești modest. Da. La fel s-a întâmplat și exista în 70-80, cine avea chitară era primit în orice grup. După Cliff Richard a urmat descoperind chitara, a urmat unele dintre cele mai frumoase, o perioadă foarte frumoasă în care a fost tot timpul influențat de oameni, de melodii, de artiști internaționali, de te-ai îmbogăți pur și simplu. De unde făceai rost de melodii, având în vedere că atunci, în perioada aia, nu era chip să faci rost de piese, de albume, de CD-uri, de cum făceai rost de muzică? Da, la început nu era ideea asta cu discuri, că n-aveam decât un radio în casă, doar că în perioada aceea, în Timișoara, ascultam Radio Luxemburg, ascultam și Europa, ascultam FM. Ascultam Europa Liberă. Și erau o grămadă de posturi sârbești care dădeau muzică. Asta. Novi Sad, care era mai aproape de Timișoara și care avea niște emisiuni muzicale formidabile. Toți timișorenii eram afiliați, ne știam, aveau și emisiuni în românește, fiind și destui români pe acolo. Și bineînțeles, Koshut Radio Budapest, tot mondiaca asta românește, aveau muzici și programe mult mai bune decât ale noastre și se asculta muzică. Ca dovadă că și ungurii și sârbii au avut trupe mult, mult, sau erau cu muzica mult mai avansați decât noi. Din cauza asta. Mai târziu au început să vină cu discuri, cu nu știu ce. În prima perioadă nu prea aveam bani de așa ceva. În a doua mi-am cumpărat și eu un pick-up, aveam și niște discuri și se asculta muzică. Dar mai mult la prieteni. Aveam prieteni care primeau muzică de afară. Eu, când eram tânăr, fecior, eram spaima tuturor. Așa. Iar atunci când am deschis televizorul, cred că a fost unul dintre primele videouri cu tine pe televizor. Ca să înțelegi, eu imediat după 93, intrând la televiziunea română, eu a trebuit să prind tot ce s-a filmat de-a lungul din 56, de când s-a făcut TVR-ul. Am fost obligat. Mi-au arătat cei bătrâni. Mi-au arătat realizatorii bătrâni cu care ai colaborat și tu. Sigur, Vornicu și, mă rog, Titus Munteanu. Titus Munteanu, Șoitu Mariana, da. Doina Anastasiu, Aurora Andronache. Da, sigur. Deci, eu a trebuit să-i cunosc repede și după aceea a trebuit să mă duc neștiind că aia îmi face bine. Că asta e interesant. Și ți-a făcut bine? Mi-a făcut foarte bine, pentru că una dintre primele imagini pe care am văzut-o cu tine era un video în care stăteai tolănit lângă o tufă și cântai această piesă. Care? Stai. Uite că a pus. Cântam această piesă, ia. Cântai această piesă.
Da, da, da. Asta, în momentul de față, când mă întreabă cineva luni, eu, ca și copil, am băgat în cap. Băi, luni a produs săptămânii. Da, da. Și după aceea când îmi spune cineva, ce faci săptămâna? Săptămâna dintr-o dată dă o col în lumea toată. Toată. Dar asta pentru că mie mi-a intrat de când le-ai cântat tu. S-ar fi putut să... dacă aveai altă voce, dacă aveai altă prezență, probabil că nu mi-ar fi intrat. Dar când am văzut un tânăr, puțin aveai așa până aici, plătă. Da. Zâmbitor da. Așa, pentru că șugubăț, zglobiu, pe fața ta, și lucrul ăsta trebuie să înțelegi, pe fața ta văd un om zglobiu, șugubăț, dulce, miere, lapte. Deci asta văd eu pe... Nu vin, vodcă sau altele. Da. Înțelegi ce zic? Am înțeles, încep să înțeleg. Acum mă pricep puțin. Da, deci, sigur. Practic, eu, crescând cu tine, eu consider că visul mi s-a împlinit, că eu acum o să cânt o melodie pe care am cunoscut-o acum 40 de ani și acum o cânt cu cel care mi-o cânta acum 40 de ani. Înțelegeți? Mă înțelegeți? Perfect. Cântecul ăsta a ieșit sau s-a născut din cauza relației mele cu Dan Dimitriu. Dan Dimitriu, el a compus cântecul și vreau să vă spun că Dan Dimitriu este timișorean, stătea la două străzi de unde locuia Dan Dimitriu, care s-a căsătorit cu Marina Scupra. Marina Scupra, da. Marina Scupra a fost... Da. Soția lui, da. Da, dar eu am cunoscut în 93 pentru prima dată, nu știam, m-am văzut la televizor. Dan Dimitriu. Dan Dimitriu, care a mai scris niște piese. Și am fost un pic supărat pe el pentru că piesa asta a fost foarte, foarte bine primită și de posturile de radio și a fost dată destul de pentru că se potrivea cu orice fel de emisiune. Da. Zilele săptămânii. Și el a pus cântecul ăsta pe un disc Electrocord mic, disc LP. Nu LP, ăsta mic. Disc mic, pe care săptămâna era pe prima pagină și pe revers era Marina Voica cu nu știu ce cântec. Și nu mi-a prea plăcut mie combinația asta. Ce combinația asta acum? Și eventual, știi, pe prima pagină, săptămâna, dintr-o dată, baniciu, zglobiu pe pagina altă. Nu știu ce era, ce cânte, că n-am avut răbdare să-l ascult și să-l memorez. Îți spun eu, și afară plouă, uitați pe fațada nouă, că e baniciu. Mi-era dragă Marina Voica, da? Nu se potrivea, zic, de ce nu m-ai rugat sau de ce nu mi-ai spus să mai facem un cântec, care eventual să fie cântecul meu. Înțelegi? Pentru că ăsta era cântecul lui. Sigur că da. Și era un disc Mircea Baniciu, încă unul. Și era, aveam cu ce mă făli. Cu ăsta nu m-am lăudat niciodată. Da. Și că ăsta a fost interesul minorilor. Da. Și l-am rugat, discul ăsta, deci cântecul ăsta s-a făcut pentru că eram programat să plec la Dresda. La Dresda, într-un festival DDR, era încă DDR și eram invitat acolo. Germania Democrată. Germania Democrată. Dar ăia cântau, nici nu-mi imaginam că eu aș putea, deși mai târziu am realizat că puteam cânta singur cu o chitară, nu era niciun fel de problemă. Corect. Și mi-au spus, domnule, ăștia de aici, că era cu Electrecordul, orchestrează-ți două piese pe care să le cânți în festival. Și a fost un dezastru, nu pot să spun. Orchestrația nu mi-a făcut-o Dan Dimitriu, mi-a făcut-o până la urmă Cristinoiu. Ion Cristinoiu, care Dumnezeu s-a dus și el. Și nu pot să spun ce a fost. Eu, nefiind obișnuit cu orchestră mare, am cântat acolo, ăsta nu avea niciun fel de măsură. Dirijorul nu avea niciun fel de... Mă ruga pe mine să-i dau tempo, știi? Și eu dădeam tempo, dar nu știam exact tempo pe care trebuie să-i dau lui ca dirijor. Mamă, și-a pornit prima piesă la o viteză de... Nu mai știam pe unde să-mi scot papucii. Dar cum să... Dacă tu pui vior și faci simfonii piesa asta, o calmezi. E zglobie, e frumoasă, jovială, așa. Da, și a doua piesă era prea lentă. Nici nu mai știu ce am cântat acolo, dar a fost un dezastru în orice caz. Da, mi-a fost atât de rușine că nu s-a potrivit nimic din ce îmi propusese. Dacă vrei, noi avem dincolo în studio Mașina Timpului. Da. Putem merge cu toții. Uite, eu sunt backing-ul tău.
Cum arată? E blondă? Deci săptămâna, dragii mei, sună așa. Deci fii atent aici. Eu știu, luna produs săptămâni, ce-i asta? Re, în mie. Așa. Asta e săptămâna noastră, începe de luni. Hai. Eba, ba, ba. Luna produs săptămâni, strigă de plăznesc plămânii. Așa. Mazne cere într-una scuze pentru semnele confuze. Cine-i cu butonul? Din butoiul fără cercuri cade lume blânda miercuri. N-am mai cântat-o de 100 de ani. Ha, știu! Joi este singur cu pescar, trenul vin alți trei plecare. Săptămâna dintr-o dată prin lumea toată. Timpul zboară, dar măsoară ce se întâmplă zilnic pe pământ. Veche precum viață vine, e visul celor tine. Profesor de muzică, mă stima foarte tare în primii ani, ani de școală. Aoleu, ați cântat atât de frumos. Atât de frumos am cântat? Nu m-am mai putut stăpâni. Doamne, doamne, ce e asta? Dar ce e asta? Asta e platoul Bucegi? Bucegi. S-a dus toată discuția noastră. Putea să fie o emisiune interesantă. Putea să fie o emisiune interesantă. Farfurii sau? Eu, și platoul dintr-o dată dă ocol prin lumea toată. Ce mișto, ce frumos. Deci eu ce spun... frumos, ce frumos. Nu credeam că o să mai cânt cântecul ăsta vreodată și să mă audă lumea. Înțeles? Da, da, vreau să înțelegi un lucru. Eu am pregătit asta pentru mine, dar tu, eu care sunt bălălălaut muzicuță, râde toată lumea când mă vede cântând. Dar tu, în momentul bine de că, față... Bine că ai avut-o pe tonalitate, pe mine, nu? Păi cum să... Așa mă cunoști tu pe mine, așa? Oi fi eu... Nu prea te cunosc. Doar așa, în ultima vreme de la televizor, n-ai mai vrut să vii pe la mine, n-ai mai vrut să vorbim, să stăm de vorbă și noi. Mergem mai departe cu emisiunea noastră retrospectivă. Da. S-a dus și luna produs săptămânii. Ai avut niște pasiuni foarte interesante muzicale pe care vreau să le gâdilăm.
Vreau să le gâdilăm și de asta vreau să-ți dau un test. Vreau să-ți dau un test. Un test. Ia. Deci, tu trebuie să-mi continui melodiile. Deci tu mi-ai spus că ai avut câteva gusturi muzicale. Eu le știu. Tu n-ai dat prea multe interviuri. Deci m-am uitat în tot internetul. Te înțeleg pe de-o parte. Mă feresc pentru că nu știu, nu am atât de multe lucruri de spus ca și alții. Deci eu când îl aud mor. Da. Eu când îl aud că zice chestii. Iartă-mă, dar am niște oameni care se uită la tine și iarăși ei spun da. Același lucru ca și mine. Mircea, anul ăsta sărbătorești 50 de ani de când te-ai urcat pe scenă. De ce să pronunțăm sau să vorbim despre cifre? Sunt niște ani, hai să, încă o dată. Păi, perfect. Anul acesta. Împlinești niște ani. Câțiva ani de când te-ai urcat pe scenă. Iată, că se poate, da. M-a nebunit chestia asta. 50 de ani, mamă, ce bătrân e ăsta, ce bătrân. Bun, și cum să spun, tu ești cât mine. Nu. Ba da. Tu ești mai mare ca mine. Nu. Ia stuie-te pe cântar. Deci de fiecare dată, și o să vezi, hai mă, nu pot să cred, nu mă pierd aici. Deci tu ești cât mine, la ce mă refer? De fiecare dată, și asta vreau să te înțelegi, noi începem o emisiune, în momentul ăsta, eu, când m-am născut, tu erai pe scenă. În 68 ai născut, sau cât? Nu, în 72. Eram la facultate deja. Da, erai la facultate deja. Da, eram pe scenă. Adevărat că în 72 am scos primul album. Exact, chiar înainte. Chiar dacă stau bine să mă gândesc, a fost mult înainte. Da, așa de mic ești. Sunt chicică. Ești chicică. Da. Așa, ok. Acum vreau să spun. Eu spun niște chestii. Tu trebuie să îmi continui. Dacă nu-mi continui, întrerupem podcastul și mergem acasă. Nu mâncăm întâi. Măi! M-ai pus toate astea în față și crezi că să rămâne ceva? Dacă nu mi le împachetați, da, vă rog. Da. Bun, deci fii atât de aici. Eu o să încep. Încep, da? Mama, take this bench away from me. I can use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Dylan. I feel like I'm knocking on heaven's door. Ți-a cu care feri? Este Mircea. Knock, knock. Test l-ai trecut. Știu, versurile nu le știu în totalitate, nu, dar... Ba da, tocmai mi-ai demonstrat că le știi. L-am avut pe Piti și ca și cum l-aș fi avut în familie, pentru că el era fan Phoenix și Dumnezeu să-l odihnească unde e fan Phoenix, fan Dylan. Da. Ce. Cred că mă pomenește Covaci. Fan Dylan. Chiar am avut o discuție interesantă despre el în dimineața asta. Și, în dimineața asta cu cine? Nu mai contează, dar mă rog, erau multe de spus și chiar am stat mult pe telefon și de-aia mi-a rămas. Deci Dylan, Peter și Dylan, o relație excelentă. Și am văzut și un film recent pe Netflix, da. Cu Dylan în perioada lui The Folk. Foarte, foarte frumos. Da, interesant este și perioada lui Clapton cu George Harrison. Dar despre astea, iată că am ajuns la George Harrison. Și despre nevasta lui. Despre Patty, normal, da, despre nevasta sa și pasiunea lui. Da. Dragii mei, vreau să vă spun că dacă nu vei putea face acest refren, la revedere. Închidem și prăvălia. Da, mâncăm, da. După mâncăm, dar închidem prăvălia. Atenție! Da, asta e piesa lui Lennon, să știi. He comes on flat and he comes groove it slowly. He got Jojo eyeball, he won Holy Roll.
his name. Got to be a joker, teach us to run a game. Se piesa lui Lennon, să știi. He went no sunshine, he got told shameful, he got monkey finger, he should Coca-Cola, he say, I know you, you don't know me. One thing I can tell is got to be free. Come together. Nu aplaudați, că n-a trecut testul. Ce? Păi nu aveam... Mai încă unul. Nu testul, n-a trecut textul. Da, pentru că tu ai textul în față. Da, eu am textul în față pentru că dacă nu știi da, versurile de la refren... Da, e ultimul test. Dacă treci de ăsta, mergi mai departe cu podcastul. Sunt foarte dur, să știi. Da. Nu am cunoscut așa. Nu, nu. Da, mi-e, da, da. Mi-e și frică, să știi. Așa, așa. Deci fii atent. Deci fii atent. Băi copii, fii atent. Jur că n-am vrut să fac asta, jur dar că... mi s-a părut senzațional modul în care Mircea Baniciu a apărut într-un clip la TVR în anii 80. Avea, știi, era oprită și Mod Supiti știe mai bine despre a, părul lung. Cântam, ce cântai? Cântam I Shot the Sheriff. Nu, nu. Nu? Nu, 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 nu. Mai grav. Nu mai știu. Mai grav, ia-mi de aici, ia-mi de aici. Nu, nu, nu mai știu. John Denver ceva, nu? Nu! Nu mai știu. Lasă-l pe Denver. Deci, ia atent. Marius, la pian, îți va face linia melodică. Have you ever seen a man turn out the streets of London? Nu, cu toate că e foarte frumoasă intenția, dar nu e asta. Te ajut eu, primul vers. Asta e o piesă, mi se ridică părul pe mine când, da. Da, ce mi-a plăcut cântecul ăsta. Nu e Streets of London? Nu e Streets of London, fii atent aici. Dar seamănă, e cam aceeași armonie. Da, bineînțeles, toate seamănă. Atent, rele, fii atent aici. E în românește. Ah, nu știu. Încă o dată, pentru ultima dată. Dacă ai ghicit tot ce-ți pot dori, asta, da, nu, eu ți-aș prinde în păr cu nu nonă de sori. Eu nu mai vreau să-i spun că tot felul de piese mișto. Bine, l-am tratat ușor. Am sucit-o puțin la un moment sucit, dat, da, ca să nu fie chiar Streets of London, da. Nu, nu, fie de aici. Dar sigur o știi. Dar știu că o știe. Dar nu vreau să-i spun. Dacă îi spun, primul cuvânt s-a dus tot. A apărut în acest clip alături de Ioan Lucian Mihalea, alături de Mihail Arunceanu. Deschideți poarta soarelui. Ai văzut? Ia refrenul, uite-o jos acolo. Auzi? Ca dovadă că și Șuteu, care a compus piesa, i-a plăcut piesa Streets of London, că armonia este... Armonia e aceeași, da? Ca de altfel, nu știu dacă ați văzut documentarul ăla cu 100 de șlagăre care au exact aceeași armonie. Aceeași armonie, da. Dar așa e, fiecare deci, cântat deci, în alt fel. Trebuie să-l vedeți acum, pentru cei care ne urmăriți, trebuie să vedeți cum apare Mircea ca o floare, mă! Ca o floare. Iertați-mă, tocmai am venit de la un... Eram în perioada mea de glorie. Băi, aveai două firișoare care ușor cădeau așa, le-ai ascuns și pe alea, dar nu s-a putut total. Da, cu părul nu prea se putea. Nu se putea? Da. Și începe al meu să cânte așa. 1, 2, 3. Deschide-ți poarta soarelui să poată răsări pe adâncul cer, se senin și pur din ochii.
Da, mie îmi place, Streets of London foarte tare. Ăla e cântecul care... Care e piesa ta preferată de la Led Zeppelin? N-am o piesă preferată de la Led Zeppelin. N-am fost în prima mea, cum să spun... Parte de viață în care ăștia au spart toate regulile, toate topurile și regulile. Led Zeppelin a fost... Și eram toți curioși la un moment dat cum Dumnezeu le-a reușit să scoată sunetul ăsta atât de bogat și nu știu ce. Bonham era toboșarul lor, a murit. Da, John, da. Și până la urmă s-a deslușit taina greutății cu care suna toba. Toba era pusă, ei imprimau într-o vilă care avea o scară spirală. Și toba era pusă la baza scării și acolo era captată. De acolo a venit sunetul ăla fantastic. Mie mi se părea că se prăvălesc niște munți de ceva. Înțelegi? Atunci când am auzit prima oară, a venit Spitzi Reininger, colegul nostru în Phoenix, a venit cu un reportofon pe bandă și zice, ascultați chestia asta. Nemțesc, nu știu ce, Blaupunkt sau ce era reportofonul, cu un sunet fantastic. Și când am auzit chestia, am zis, Beatles, Rolling Stones, mereți acasă, bă, băieți. Mereți acasă, că, da, și uite că Zeppelin nu rezistă, Rolling Stones e încă pe scenă, fantastic. Dar... Și dacă nu murea Lennon, cred că erau și Beatles. Da, cu siguranță. Da. Și probabil se întâlneau, se regrupau din Again. Cine știe? Deci știu foarte multe din cântecele lor, dar nu m-am băgat în amănunte cu ei. Pentru că, nu știu, eu n-am fost pus la punct niciodată cu titlurile albumelor, cu titlurile pieselor. Am avut piese pe care am fost în stare să le cânt, dar nu le știam titlul. Câteodată, nu știu. Așa să știi că nu erai singurul. N-am fost atent la amănunte. Îți plăcea linia melodică. Exact. Și amănunte, și uneori textele, versurile, dar nu amănuntele. Deci, anul în care a fost imprimată, cine a imprimat-o, cu cine și așa mai departe. Pitiș era specialist la asta. Da, era. Pentru că vorba aia, păi ascultam emisiunile la radio, la Radio România 3, dacă mai ții minte. Da, da. O întrebare pe care vreau să ți-o pun de peste 25 de ani. Și iată că acum e momentul. E momentul să-mi opui, da. Explică-mi, te rog frumos, de unde este tetea? De unde e tetea? Întrebarea, da? Tetea. De unde e tetea? De unde vine tetea? Îmi spui și mie, te rog frumos. Aveam un prieten hâtru, s-a dus și ăsta, Șobrei, spuneam noi, în Timișoara. Ăsta era un om bun la toate. Deci se ocupa și de stații, se ocupa și de scenă și de mixere, se ocupa și de căratul pe boxelor și de tot ce era cu instalația, în legătură cu instalația. Era un tip care ne-a poreclit pe toți. Deci chiar am avut o discuție azi dimineață că cum ne numeam. Eu eram tete, îmi spuneau mie, care era în ungurește, tetu înseamnă acoperiș. Deci un fel de acoperiș era meu, nu știu. Dar pe tetu înseamnă păduche. Deci ceva între păduche și acoperiș. Dar tetu îmi spuneau mie, acoperiș. Covac era Cafta, era bătăuș, înțelegi? Ioji Cap, basistul, era Batalu, pentru că avea un păr foarte creț. Corect. Și ziceai, când i-a crescut părul, i-au spus ăștia, da, ca un batal arăta. Țăndărică era Ță, îi spunea Ță, așa, l-au scurtat pe Țăndărică. Dar toți aveam porecle, niciunul dintre noi nu mai vorbea cu ceilalți pe cum să spun, pe nume. Și atunci, scuze-mă, pentru că tu ai colaborat de foarte mult ori cu Mircea Vintilă, de ce el e Ciocu? Ciocu pentru că era... Era, îi spunea Mircică, Mirciocu, Ciocu. Și dacă îl vedeai cum sorbea dintr-un pahar, făcea... Îi se lungeau buzele ca unui, cum îi spune ăluia care mănâncă furnici? Ca unui tapir. Da, ceva de genul ăsta. Înțelegi? Când sorbea dintr-un pahar și se spunea Ciocu pentru că i s-a potrivit.
Și lui Moțu, de ce i s-a spus Moțu? Că era mai cu Moțu tot timpul și fiecare dintre noi. Dar în Phoenix fiecare a avut părerea lui. E foarte interesant că eu stau cu tine de vorbă și tu, practic, ești ca un fel de mare... magician care ia din fiecare parte, din fiecare an al vieții lui, ia câte o amintire și o aruncă pentru discuție, foarte interesant. Eu o să mănânc astăzi vegan. Frunzele astea verzi sunt senzaționale. Ce, ții post? Da? Nu. Nu? Nu? Eu sunt în post. Păcat. Păcat. Ai fost rebel în tinerețe. Vreau să-i rog să-mi împacheteze asta. Nu. Tu stai liniștit că va fi atât de mult timp să... Vei avea ceva timp să mănânci tot asta. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că trebuie să trecem cineva? La următoarea... Asta înseamnă că trebuie să ne apropiem de viața adevărată. De viața... adevărată. De la țară. De la țară, vara la țară. De viața la țară. De viața la țară. Da, ia să vedem. Deci fii atent aici. În cazul în care nu știi... Sol major, da? În cazul în care nu știi... Cum dracu să nu știu... Auzi, dar cântecul ăsta mai are niște strofe pe care la ora asta nu le mai cânt pentru că mi s-a părut cântecul prea lung. Știi? Care sunt strofele respective? Doarme apoi întins comuna, numai luna galbenă ca un bostan, iese mare și rurală, și rurală la iveală dintr-o margine de lan. Când și când un câine urlă ca din surlă, carul mare s-a oprit, spânzurat ca un macabru candelabru peste satul adormit. Mai știe cineva versul? Nu. Da? Numai, știe cineva versul ăsta? Eu doamnă blondă în spate. A, da? Știe mama acolo? Ne știu pe toate. A, uite cine e acolo. Da, pentru prima dată, stimați urmăritori, soția mea este printre noi. Să rămână. Gata cu bancurile blonde sau brunete? Să rămână, să rămână. Lo, soția mea e lo. Lo. Dar să știi că poți să le adaugi, să spun și de ce. Pentru că piesa asta este un fel de piesă de genul ăla în care oricum, orice îi spune, publicul abia așteaptă să cânte din nou să cânte refrenul. Și refrenul, da. Dar să știi că ăsta a fost o invenție care mi-a venit spontan. Am zis, ce dracu cânt eu în piesa asta, frate? Că versurile sunt într-adevăr bune, dar îmi trebuie o parte care să elibereze cumva strofele. Era prea multă poezie acolo. Ai compensat foarte bine. Da. Și când am încercat, a fost o improvizație pe care am dat-o pe moment și așa a rămas. Deci asta, tema asta cu tărărărărăra, asta a venit, mi-a venit așa din prima. Și atunci mi-am dat seama, deci când am încercat sau când am cântat-o, a doua oară când am cântat-o, a treia oară, o cânta și publicul. Deci a rămas... Știi că e singura valabilă de genul ăsta din tot repertoriul muzicii românești. Nimeni nu mai cântă onomatopee, cum să le spunem. E, mai aveam, lalie, lalie, lulu. Tarie, lalie, lulu. Deci nu, tu ești omul cu onomatopeele surprinzătoare. Ideea este că trebuie să, cum să spun, trebuie să aduci ceva pe lângă versurile pe care le scriu ceilalți. Am și eu, cum să spun, o parte zglobie. Zglobie la las că te știu foarte bine. Mulțumesc frumos, da. Locuința lui Mircea. De vară. E la țară. Noroc. Și acolo noroc aș vrea. Și eu să mor. De urât și de întristare. Hai să beau puțin din vară. Bea de soare și pârlit îngrozitor. Acolo. Când n-are treabă. Orice babă. Și vezi o babă. Este medic comunal. Viața ceea ce palpită. Pită. E lipsită. Sită. De confort occidental. Nu există bererie. Hai să o facem pe blues. Wow. Nu există bererie. Nici regie. Doar un hoț de cârciumar. Oh, cârciumar. Care are marfă proastă. Foarte proastă. Și o nevastă. O nevastă. Ce să ține cu un jandar. Refren. Ok, mulțumesc.
Nu, că o să înceapă să improvizeze, după aceea se lungește treaba. Și eu poate mai am treaba astăzi. Da, bineînțeles! 1, 2, 3! Când te duci pe drumul mare, la plimbare, este praf de nu te vezi. De nu te vezi! Trec mișcând omor din coadă, spre livada, ale satului cinez. Și te poartă sub escortă, o cohortă de țânțari, subțiri la glas. În zestra asta cap o spulă minusculă cu pretenție de sanitar, știm noi. Și ne întreabă fără noi, mă. Ce-ai cu noi, mă? Pentru ce să dăm cu var? Ale satului mari fete, fără ghete. Ce? Este la garduri, înțărat. Ce-i acolo? Am văzut aici într-o noapte. Ce? Niște fapte care m-au scandalizat. Dar în zon încep cocoșii, păcătoșii, ca să facă iar scandal. Să-te satul la țară ca să piară de căldură ha, și de praf. Hai, ce praf, ce praf. Mi-a dat îmi străzi pavate. Primăria! Sau de primăria. Băturate. Asfaltate. Dați cinematograf. Și bingo! Dați-mi, dați-mi strada îngustă unde gustă omul viața mai din plin. Da, da. Cu trăsuri femei cochete. Cochete? Deci femei cochete, nu... Și cu fete... Și cu fete încălțate. Mă rog. Cel puțin, măi, tată, măi. Data viitoare la sala Palatului mă chem și pe mine, te rog frumos. Să știi că asta vreau să fac și vreau să, să cântăm niște chestii de anvergură serioase. De anvergură serioase? Uite, mai... de exemplu, astăzi mi-a venit o idee. Chopin, Tchaikovsky. Și Shostakovich, care Shostakovich, e prietenul meu. E vecinul tău. Absolut. Cât de rebel trebuie să fi fost un tinerețe? Într-o Timișoară care îți oferea tot felul de lucruri. Să știi că Timișoara a fost un oraș și a rămas un oraș ofertant, dar din păcate majoritatea celor cu care am copilărit eu nu mai sunt acolo. Au plecat toți prin Germania, pe unde au apucat, s-au întins-o, gândindu-se că sunt mai multe șanse să supraviețuiască acolo. Dar se întorc foarte mulți curios. Nu curios, cred că în Timișoara sau în București? Se întorc și din București, și din București, și cei din București se întorc, dar în Timișoara se întorc foarte mulți să-și cumpere case, să se restabilească în Timișoara, pentru că casele lor au dispărut, le-au luat băieții, da, și mulți, pe mulți am găsit și pe la țară, cu, spre exemplu, Gărâna, Văliuc, sunt sate, niște sate foarte frumoase în zonă, unde se țin și festivaluri de muzică și din asta jazz, spre exemplu, un la Gărâna, festival, știu, festivalul de jazz. Important, da, la Gărâna și acolo tot satul a fost populat de niște, nu sunt sași, nu sunt șvabi, sunt pemi. Deci e un
soi de ăsta, austrieci, care au fost destul de puțini, dar care s-au rărit în timp și care erau un sat de vânători. Deci ei trăiau din vânătoare mai mult din... De acolo și-a cumpărat Covaș niște blend de lup și din alea. Ne-am luat și noi ca să ne împachetăm, să părem mai... Aveați niște outfit-uri senzaționale, mai o vestimentație, da, formidabilă. Da, da, să fim mai fioroși. Și rând pe rând, după ce s-a eliberat toată treaba, ei s-au și închis acolo din cauza Mariei Tereza, care vrea să le pună nu știu ce taxe. Ei s-au izolat și s-au cam amestecat între ei, motiv pentru care satul a cam degenerat. Deci au fost mulți cu probleme de sănătate și nu știu ce. Deci copiii care au urmat fazei astea. Dar rând pe rând au plecat în Germania și au vândut casele pe nimic. Sunt niște zone cu niște case extraordinare. Să știi că și din Brașov. Adică eu trăiesc aceeași... Odată ce îmi spui niște lucruri legate de Timișoara, le trăiesc din Brașov pentru că... Aole, la nemți... Au plecat Schwabe. Da, da. La Johannes Monterus. Au plecat mulți. Da. Iar eu trăiam de pe urma... Tot Brașov e construit de nemți, de fapt. Ce? Mediaș, Brașov, Timișoara. Kronstadt. Da. Da. Da, păcat. Dar nu se întorc mulți înapoi. Ba da, se întorc. Eu n-am putut să plec, nu m-a lăsat nevastă mea. Unde să pleci? Am vrut să plec în lume, dar nu m-a lăsat nevastă mea. Era însurat de atunci? Știam că o să vină și nu plecam, să nu pierd. Așa. S-a gândit de atunci să te țină pe loc. Vreau să spun că eu cred că în viața muzicală românească, încă de la, nu știu ce să spun, încă de la Enescu, de la Cristian Vasile încoace. Așa, da, frumos. Da. Eu n-am văzut, în momentul în care unei trupe, cum a fost Phoenix, îi pui un scenariu de genul ăsta, de fiecare dată lumea va fi, băi, cum s-a întâmplat? Da. În momentul în care eu am auzit prima dată la Europa Liberă că Phoenix a întins-o, da? În 1977, da, niște oameni s-au ascuns în niște boxe Marshall și au trecut dincolo. Mi s-a părut un lucru abracadabram, SF, sau cum vrei să-i spui. Da. Și în același timp incitant. Deci sunt de singura trupă din România și cred eu din lume care a făcut chestia asta. În momentul ăla era, îți dai seama că un lucru de genul ăsta putea să, dacă erai în America, toate New York Times-ul și Washington Post-ul era plin de fotografiile boxelor Marshall. Ăsta e unul dintre motivele pentru care îmi pare rău că m-am născut aici. Dar că mă cunoaște pe mine. Tu în America ai fi fost John Denver, erai milionar, aveai elicopter. Da, și aici o să am elicopter data viitoare. Dar nu, spune-le de mine că eu fac elicopterul, să știi. Nu, e un subiect pe care îl dau deoparte puțin. Și eu îl dau deoparte puțin. Va veni un film care va fi scos de televiziunea română. Tema filmului este oare de ce au plecat Phoenix și într-o perioadă de glorie? Atunci, deci în 77 eram pe... Să știi că întrebarea asta e importantă. Făceam, păi asta tratează filmul. Și atunci s-au dus cei producătorii filmului cu televiziunea. Știi unde s-au dus? La CNSAS. Și-au luat niște dosare. Am înțeles. Păi toți aveam turnători în spatele nostru. Și era, nu era... Nu era tot una. Mircea. Și filmul ăsta o să vorbească, cred că Penderete, despre plecare, despre ceea ce știm și ceea ce nu știm. S-a știut niciodată. Exact. Tu ai fost, din toată ecuația asta, tu ai fost omul asupra căruia s-a creat cea mai mare presiune. Da, într-adevăr. Deci, practic, s-a întâmplat un lucru. Dar să știi că și eu am avut presiune acolo. Că Occidentul nu iartă. Occidentul pe mine iartă... m-au mai iertat aici, dar acolo... Nu știu despre ce tensiune a avut ei. Cu siguranță, într-un loc nou sau un teritoriu necunoscut, ai în permanență tensiuni. Dar tu aici, în fața, și aici mi s-a părut un lucru la care vreau să-mi spui astăzi ceva despre el. Da. Deci eu știu că la mine în Brașov au fost mai multe întâmplări 15 noiembrie de la Brașov, dacă vă aduceți aminte, când s-au răzbunat cei de la Steagul Roșu, au venit în mijlocul la primărie și așa mai departe, după aceea au fost supuși interviurilor securității. Iar când am auzit prima dată că tu ai fost supus un interviu de securitate, da, chestia asta nu e un platou cu niște... Nu e deloc. Da. Securitatea pe vremea respectivă, în 1970, în anii 70... Nu se glumea. Nu, glumă. Nu
se glumea acolo. Oricând tipul ăla de la securitate putea să spună: Mircea, ia treci tu undeva. Oriunde putea să te ducă, pe vorba aia. Puteau să facă ce vor, da, 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 așa e. Horsolongina, doamna Horsolongina, a arătat foarte clar toate închisorile respective. Da, da, da. Și da. Eu atunci când am aflat că te-a anchetat un ofițer de securitate, inima mi s-a doi. Doi era. Unul intra, altul ieșea. Nu știi metoda. Ba da, că stă Busescu, da. Atunci la interviu erau doi. După aceea, mai târziu, când am ajuns, că nu mai aveam viză, atunci a fost numai unul. Dar aici au fost doi. Incredibil. Unul intra, altul ieșea. Unul era blându și celălalt era... Nu, unul era împăciuitor și celălalt era... Mai dur. Da, da. Exact. Asta era metoda lor. Să te facă să spui tot ce știi. Problema e că a fost un moment foarte important și un moment tensionat pentru tine, dar mă gândesc că ți-a oprit foarte mult dorința ta de a cânta, dorința ta de a face muzică până la urmă. Și da. Ușor, ușor a trebuit să o iei de la capăt. Singur. Da. De o bună perioadă am stat cu minte. Am stat cu minte pentru că nu mă mai chema nimeni. Deci Baniciu era un nume necunoscut. Se știa de Phoenix, bineînțeles. Iar eu când apăream pe stradă, toată lumea știind că Phoenix a plecat, eram un fel de zombi. Oh. Aș putea să spun. E un fel de paria. Ce nu, cum, de unde ai apărut? Ah, exact. Păi tu n-ai plecat? Pentru că toată Timișoara știa că... Că toată lumea a plecat, sigur, toată lumea știa că Fenixul a plecat, deci de unde a apărut ăsta? Ziceau, își puneau problema că mă confundă cu cineva sau că nu sunt eu acela sau că... Da, am avut un spectacol la foarte scurt timp după ce au plecat ei în toamnă. Singur. A venit Cenaclu Flacăra și m-au invitat la Reșița. La Reșița Păunescu m-a prezentat și când și-au dat aia seama că nu știa lumea, toată lumea știa că Phoenix a plecat. Și când și-au dat seama că sunt eu, s-au sculat în picioare. S-a speriat Păunescu puțin atunci și motiv pentru care nu m-a mai lăsat pe scenă, s-a cam terminat chestia. Dar n-a fost un moment simplu pentru mine, a fost unul destul de încărcat. Asta a fost, am trecut peste el și am zis: domnule, hai să mergem mai departe. A venit Vornicu la mare, unde cântam cu o trupă din Timișoara. Și bineînțeles cântam piesele lor, ale Phoenix-ului sau ale noastre. Și a venit Vornicu, zice: tu, îți dau numărul meu de telefon în toamnă, în aceeași toamnă. Tu vii la București, stai la unde găsești, Aurora Andronache avea o casă mai mare și mi-a dat o cameră acolo să locuiesc și eu. Și vin studio să vedem dacă știi să cânți și fără aia. Incredibil. Și asta a fost. Am intrat în studio după niciun an de zile. M-au sunat de la Electrecord, zice: vino să-ți faci copertă că ai disc. Zic: ce disc? Ce cu disc? Piesele mele de probă, luate de la televiziune. Înțelegi, Electrecord? Ai înregistrat în studio la mare din TVR? Da, ăla de 16 canale, sigur. Acolo am tras, unde să trag? Da, acolo am tras piesele alea de probă, care au fost foarte bune piesele. Ești și date... și de probă, să știi. Da, da, da. Și discul ăla s-a vândut ca pâinea caldă. A fost extraordinar. După care a urmat discul meu, Electrecord, în care am venit cu Postscriptum. Dar am lungit-o puțin. Am pornit de la ăștia cu securitatea. În Timișoara nu mai aveam cumva intrare la spectacole. Și nu mă plâng acum, dar de-aia sunt în București. Ăsta a fost motivul pentru care eu am venit imediat în București, aici era loc. Și am zis: domnule, Timișoara rămâne o amintire frumoasă pentru mine. Și de câte ori ajung prin Timișoara, gândesc la fel. Hai că ne-am nostalgit acum, să mai bem ceva repede. Da, la mulți ani, bine te-am găsit, dragule. La mulți ani. Cred că o să mă audă și ăștia din Timișoara până la urmă. Nu, eu cred că... Te felicite pentru ideea de a mă invita. Nu, eu cred că să te felicite în permanență pe tine și te felicite pe tine că ce ai căutat-o la Brânciu. Băiatul la Brânciu, la... Hai mă, că simpatic Brânciu, lăsați-mă în pace. Mie îmi place. O să-i spui și nevastă mea asta. Știi care e piesa preferată la nevastă mea? Nu. Dar aș vrea să o știu. Fii atent. E bine, zi primele versuri, dar până la refren... Ce știe tot, nu? Da. Cu ape de roșu în ochi. Ha ha.
E rușine. Zi, cu ape de roșu în ochi? Valuri largi. Mofi și verde. Verde zboară cald pe chipul tău, drag. Mai bine, departe, ții minte? Țin minte și acum. Ce? Ce memorie are. Ce bine, ce bine mi-amintesc. Ce clar. Ți-am înfășurat. Eșarfă în dar. Plânge, spune-o. Plânge, da. Da, văd cunoști stilul, da. Interesant, n-aș fi crezut că ești atât de intuitiv. Ei fi având experiență. Vezi, ăsta e. Bine ați venit la emisiunea cu Dylan. Dylan și Dylan. Ai nevoie de versuri? No. De când am cântat, îți fac cadou o muzicuță. Am. Să dau pe-a mea. Cu ape de roșu în ochi, valuri argi de alb, mof și verde zboară cald pe chipul tău drag. Chipul tău drag. Eșarfă în dar. Țin minte și acum, ne-am oprit din drum. Ce bine mi-amintesc, ce clar, ți-am înfășurat. Ți-am înfășurat. Eșarfă în dar. Și când el în stânga ta și nu pot să spun ce gândesc, când la gâtui văd, când la gâtui văd, eșarfă în dar. Cu ape de roșu în ochi, valuri largi de alb, mof și verde, zboară cald pe chipul tău drag. Pe chipul tău drag, eșarfă în dar. Pe chipul tău drag. Eșarfă în dar. Pe chipul tău drag. Pe chipul tău drag. Eșarfă în dar. Am chipul tău drag. Vreau ce? Să spun și eu ceva, da, iubirea mea, spune, da. Vreau să povestesc ceva. Ia. Aulă. Despre de ce, Mircea? Aulă? Da, normal că despre Mircea, că doar nu despre tine. Da, zi-mi despre Mircea. Eram prin anul, până în 2000, și prezentam la televizor, la TVR2, o emisiune, se chema, într-un fel nu-i spun încă numele, mă rog, o emisiune. Și eram absolut convinsă că nu se uită nimeni la această emisiune. Și când era emisiunea la care oamenii îmi dădeau telefoane și alegeau piese. Alo, tu alegi. Românești. Și în momentul în care apărea Baniciu, de fiecare dată spuneam, Doamne, este dragostea vieții mele. Deci eu, nu există așa ceva, cel mai minunat, cel mai frumos, cel mai talentat cântăresc din lume. Și așa. Și tot spuneam. Tot spuneam, eram în direct și tot la fiecare apariție a lui Baniciu eu spuneam chestia. La un moment dat, după... Nu ești gelos? Ani, da. Îmi vine rândul, eram producător de data asta și făceam o emisiune de Paște. Și îmi spune Doina Anastasiu cu care lucram și nu știu pe Baniciu și eu ne vorbim niciodată cu Baniciu. Nici nu l-am văzut vreodată așa în carne și oase. Și îl sun și zic, bună ziua, domnul Baniciu, sunt Alice Dumitrescu de la TVR, am trecut repede peste asta și am și zice, ia stai puțin. Nu cumva tu ești fata aia de la lotul aleși care, Doamne, mi s-a făcut o rușine. Deci îmi venea să-i închid telefonul. Eram sigur că nu mă aude nimeni, că nu mă știe nimeni, nici el, nici așa. Și asta a fost povestea mea cu mine. Nu cumva tu ești fata aia care tot timpul vorbește despre mine. Da, eu eram.
De ce sunt gelos? Mircea, întreabă... Horia, de ce ești gelos? Întreabă. Ești gelos? Da, puțin. Foarte bună întrebare. Pentru că despre mine nu vorbește nimic. Alice? Da. Eu zic că acesta e timpul să te apuci de cântat. Nu, nu, gata, gata. Da. Eu nu știu ce planuri aveți voi, dar eu vreau să merg mai departe în viața mea. Adio! Adio! Pentru că... știți piesa aia cu inima? Hopa! Hopa! Toată lumea gata? Aproape! Cine-n sărută genele somn? Și cine acolo când îngerii dorm? Toate zânele bune. Mă zic, cine, auzi, cine dracu bagă? Ai gustat și din ce... Nu mă, dar platoul al meu, mi-era dedicat, înțelegi? Platoul e doar al lui. Bună. Nu mă, stai, dar nu-l pui în spatele meu, pune-l aici. Mircea, el e dănuț. Vecinul meu de la... Stai așa, că așa te pupam mai ușor. Dănuț, tu aici. Dănuț, e aici, dănuț. Mamă, sunt cărnați de aia buni. Da, cărnați de aia buni. De ce nu vrei? De ce nu vrei? Ți-am trăiască. Sau cum e? Ți-am trăiască, da. De sărbători, așa? Mai țineți minte piesa asta? De ce nu vrei să mai vorbim, să mai mâncăm, să ba mai da, bem? Ba da, ba da, mâncăm, mâncăm. Dar vreau ba, să ne pățiți. Băi, iar ne pui să cântăm. Băi, piesa, fii atât de aici. Asta da. Păcălesc, deci, de păcălesc. Să cânte și el. Nu, 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 nu. Nu, 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 nu. Eu vreau să cântați voi. Nu, 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 nu. Pentru că voi sunteți vocile care m-au influențat în viața mea. Înțelegi? Pămâne? Nu pare influențat. Dar știi că am fost și... Zilele trecute am fost în Brașov. Cu cine? Și am dormit. Exact lângă liceul ăla, unde te vedeau aia în curte. Zău, am un prieten care are un apartament, are o casă. La Andrei și acolo. Acolo, da. Deci, și acolo făceai cea mai mare gălăgie tu, de atunci, nu? Aveam gălăgia la purtător, e adevărat. Spune cine a cântat cu muzicuța. Bob Dylan. Nu l-ai văzut niciodată, mă! Le-am. Ăsta e mi? Ăla e mi, da. Nu e. Dă-te un mi. Deci fii atât aici. Ce piesa e re, mi se pare. Lasă că re. Nu, stai, dă-mi un mi. În la. Nu contează. Fii atât aici. Da. Ce? Deci omul ăsta... Acum, și spune-mi dacă greșesc, Mircea. Ce? Tu. Uite-te, mă, cât de tare e, mă! Deci, fii atent, acum cred că... Ce, tu n-ai mai văzut artiști? Fii atent, cuvântul meu, adică... Știu să și desenez. Și eu să desenez. Nu. Unul născut pe 31 iulie, altul pe 29 martie. Nu vă potriviți deloc. Hai, na. Singur lucru unde v-ați... Asta e treaba lui. Nu, no. Asta e treaba, las că știu eu. Singurul lucru pe care eu, personal, îl văd la voi, este că această piesă m-a bucurat foarte mult. Când voi ați... Și a fost singura voastră colaborare în sensul ăsta. Așa. Această piesă, Inima mea nu e întreagă dacă nu ești tu, deși titlul era super lung, așa. Mie mi-a plăcut foarte mult. Păi da, pentru că era pentru filmul să te născuți. Așa, are... știu că era pentru ce-i da, spus. Este de la spaniol. Una din cele mai frumoase dintre cele lor. Tu ai compus-o? Da. E bine, da. Sigur. Sută. Deci nu e lui Marius Bațu sau lui Marius Bațu. Nu. De data asta, Marius Bațu, din trupa Babiba. Poftim? Veneau la mine. Nu putem să facem. Aveam un apartament. Vara era o vară turbată, aș putea să spun. Aveam apartamentul vis-a-vis de primăria sectorului 1. Singur, divorțat, proaspăt. Yes! Yeah! Ai zi nevastă! Dar mâna, mă scuzați. Auzi, ce era la mine? Pelerinaj. Primul care a dormit 2 săptămâni a fost Diuri Pascu, bietul de rău. Până i-a spus, băi, așa. Mai lasă-mă și pe mine. Teo Peter, Vladi Knežević. Teo, drăguțul de el. Marius nu, Marius se căra tot timpul. Și unii și alții care au venit pentru că era în drum cumva în Piața Victoriei, aveam 3 minute până vis-a-vis de primăria sectorului 1. Bineînțeles că printre musafiri se număra și Dănuț, celebrul Bitman, înțelegi, cu Marius Bațu.
Și ne-am apucat să facem niște piese, armoniile au început să se lege, cântecele să sune și ne-am gândit, ia să facem noi o trupă care să se numească Babiba. Baniciu, Bitman, Bațu. O să facem una cu Breba Biba. Brei nu-i de glumă cu asta. Cum ar fi, mă? Sau Babinciu. Eu cred că, în modul de față... Cine a pregătit platou așa? Eu, personal. Cu mânuțele la două. Cu mânuțele astea două. Cine ți-a Hai că nu văd, că nu mă înțeleg cu oamenii ăștia. Versul al doilea trebuie să-l cânte neapărat cine e acolo Mircea, când pentru că îngerii dor? Păi are un fel de dulce de a spune. Și cine e acolo când îngerii dor? A, da, 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 că scăpa voce acolo. Nu-i scapă, el așa când nu, așa, așa merge. Cine e acolo când îngerii dor? Așa cu sufletul ăla. Da. Nu, am cântat normal. Da, cântecul ăsta a fost unul dintre cele mai grele cântece din viața mea, că nu reușeam să nimeresc intrarea. Care niște timp în plus, da. Cine se rută în cerele soare? Și cine e acolo când îngerii dor? Toate zânele bune să te oprotească. Toate florile câmpului să te florească. Inima mea e ușoară, inima mea parcă zboară. Inima mea nu e întreagă dacă nu ești tu. Bam, 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 bam. Simitul tău e tot ce doresc. Ei, de la mine, nu? Și sufletul tău ți-i dăruie. Vezi că se încurcă și ei. Da, și noi și ei. Toate razele soarelui să te cunoască. Toate apele cerului să te velească. Inima mea e ușoară, inima mea parcă zboară. Inima mea nu e întreagă dacă nu ești tu. Inima mea am să te duc printre nori la margine de zori. Într-o zi pământul tău va fi doar dacă vrei voi. Bine, Dănuți, bravo, talentat! Într-o zi și stele l-ar dori să te sărute mii. Și iubirea tot a ta va fi doar dacă vrei dori. Acapela! Vrei apocalipsii! Inima mea e ușoară, inima mea parcă zboară, inima mea nu e întreagă dacă nu ești tu. Și textul totul l-ai făcut? Da, da, da. Inima mea zboară, inima mea parcă zboară, inima mea nu e dacă nu ești tu. Asta mănânci tu în fiecare zi? Da. Așa bine îți gătești Alice? Vreau să vă întreb dacă voi doi, da, în afară de această melodie pe care ai cântat-o, bănuiesc că ai fost... Te-ai invitat la spectacole holograf? Da. Da, am fost în turneu cu ei. N-ai înțeles? Dar m-am întârziat toate la un spectacol și nu m-am mai chemat. La revedere, Baniciu, nu te mai lipești. Nu cred așa ceva. Hai mă, că știu, Petroșeli, super rețios. Eu îl iubesc, mă, îți dai asta. Zi-mă ce-a fost acolo, a fost nenorocire. Am întârziat la un spectacol, n-am reușit să ajung. Aveam, pe vremea aveam 5-6 intrări pe zi, că era și Crăciunul, erau nu știu ce nebunii. Iar eu eram printre invitații lor la sala polivalentă.
Polivalentă, de acolo făcea. Da. Știi că mă duceam, i-am spus și eu. Și acum cred că e supărat Petroșel. Nu. Pe bune? Da? N-am mai îmbătrânit. Da, greu. Dar cum să, dar ce să fie? Dar de ce să fie supărat Mircea? Că n-am ajuns la spectacol, deci era o chestie în care l-am invitat și ei se bazau pe mine. Adică nu eram un personaj temir de unde. Eu te-aș fi adus cu elicopterul. Da. Tot așa e supărat și Bănică pe mine, că a trebuit să fie o filmare, nu știu unde. Cam toată lumea s-a supărat pe el. Eu nu, no, eu, bă, era eu o vreme nu care, nu. Eram o vreme în care umblam ușor amețit și mai întârziam la spectacol, ce dracu, da. Erai Dizzy Gillespie? Da, dar mă iubea lumea și eram, cum să spun, chemat în foarte multe locuri. În așa fel încât mi-era greu să ajung. Și scuze-mă, da? Dintre toți oamenii pe care ai menționat, Bănică, holograf, numai la mine ai venit 4 seri consecutive fără să întârzi măcar o dată. Dar când ai avut tu 4 seri consecutive? Când nu ai avut tu. Pe mine niciodată nu m-a interesat să mă repet. Dar nu care cumva ai văzut și o pisică neagră? Pisică neagră? Ce auzit? Ce s-au zis? N-am. Căutând în aer prada, o pisică trece strada și... Eu sunt convins că printre hârtiile alea, ne mai pomeni. Te ajut eu cum ai ajutat ce tu... Ai piesa aia, lasă. Piesa care pe mine mă fascinează de fiecare dată când o aud. Înțelegere, da. Asta e asta, deci, dacă nu e piesa aia, nu e nimic în viața mea. Aia. Dacă mă lasă fug... Blackbird. O secundă până acolo. Da. După perdea... Vin și rezolv problema cu această piesă. Du-te până la perdea. Am voie? Da. Da? Nu. Nu. N-am voie până la perdea. Bine. Du-te mă până la perdea și rezolvă situația. Du-te până la perdea și rezolvă. Ce să rezolvi situația? Du-te, du-te la perdea și rezolvă. Hai că mă. Du-te mă la perdea și rezolvă. Deci am întorc într-o să nu mănânci mult, da? Auzi, e sol, da? Mă duc și vin, da? Ai văzut cum ai zis sol? Ți-am dat... Fii atent, vreau să spun... Nu e asta piesa, nu e asta piesa. Cine bate, cine bate în ușă la fereastra mea? Este iubita mea, dragostea mea. Marioară, este Marioară, nu te spăria. Este Marius, dragă. Aici e masa de adio, nu? Era vorba de niște mici, doar niște mici. Nu, lasă, mai lasă-o, că am niște bani. Nu mă lasă. Doamnelor, este Marius Pasu! Deci, iată, Babiba, da? Babiba. Babiba este... Comația Babiba. Da. Babiba. Să vezi tu că ne ies, ne ies vorbe după chestia să iasă. Asta, da. Decât să ne iasă coșuri. Mai bine să ne iasă vorbe. Mircea, da. toți trei de aici, plus colegii mei, plus echipa mea, te întrebăm. Tu ai vreun tatuaj cu o pasăre? Nu. E din cazul să-ți faci. Să-mi fac. Pe frunte, pasăre? Da. Hai să vă spun de ce. Pe pasărea roc, pentru... pasărea fenix, pasărea colibri. Frate, eu cred că are un vultur mare pe spate. Așa? Care stă așa și... Nu, ăla-i Nicu Covaci. Pentru prima dată vă spun, bine ați venit... Bine te-am găsit. La mine... În formulă completă. În formulă completă. Ți-ai pus? Acum începe să-mi placă podcastul tău, începe să-mi placă. Omul ăsta a trecut numai prin păsări. Eu de fiecare dată aș vedea așa. Și că, uite mă, Popaniciu, auzi, iei fulgul ăla de pe umăr. Auzi, iei pana aia de pe umăr. Eu așa ar trebui să fie, dom'le, plin de pene. Uite, da, pac, nu știu ce. Pentru că tu, dacă mai vei face, și acum, biba, o să ne spui o pasăre. Dacă noi facem astăzi o trupă, tu o să-i spui o pasăre. Ce pasăre? Plecaseră ăștia de la Phoenix, nu le explic cum, că o să mă întreb iară. Da, nu. Eu știu că tot timpul mă întreabă cum au plecat ăștia. Și la un moment dat aveam un spectacol după un an de zile, era sala Olimpia, sala de sport din Timișoara plină. Și eram cap de afiș deja acolo, mă știa lumea, nu știu ce, eram frumos cu o poză mare pe afiș. Și, mă cheamă mama lui Nicu Covaci, mă cheamă la ea și vino că trebuie să vorbim ceva. Nu știu ce aveam de vorbit atunci, dar acolo era și mătușa sa, mătușa lui Nicu, care l-a crescut, de fapt. Mătușa Tușii, îi spuneam noi. Când a murit beata femeie, a fost a fost cea mai ciudată înmormântare. De ce? Înțelegi? Pentru că era o bătrână de 80 și ceva de ani care se înmormânta o țărancă, nu știu ce, cu câteva neamuri din familie și un alai de rockeri. Toți cu păși, cu bogaci și toți cu dinarea. Toți rockeri din Timișoara
s-au dus la mormântarea lui Tușii. Vă dați seama ce ciudățenie a fost asta, extraordinar. Și Tușii era o femeie, îl iubea pe Nicu ca pe Dumnezeu. Era ceva pentru ea, Nicu era începutul și sfârșitul. Și ce tot vorbește acolo? Nu știu ce, vorbea cu Nicu Covaș la telefon și mama lui Nicu. Și vorbea că, uite-te, Nicu Baniciu are spectacol și sala Olimpia plină. Și nu, îți dai seama cum i-a căzut tăluia chestia asta în Germania, când nu era în regulă acolo. Are sală plină și, uite, e frumos și nu știu ce. Și Nicu zice, a, păi, și traducea maică-sa lui Tușii. A rămas, zice, a rămas o aripă și e bine că a rămas o aripă. Și Tușii de acolo, o pană. Zicea, nu acasă Nicu doarme. Așa era bunica mea când sunau oamenii acasă, spunea, ai plecat cu corul. Cu corul? Da, nu e acasă, ai plecat cu corul. Bine. Dar nu-ți pleca cu altistă. Da, bine. Aie. Deci ziceam, colegul nostru Dănuț a precipitat toate lucrurile. Da. Pentru că neapărat trebuie să ajungem la o înțelegere, dragă Marius. Așa. Iar tu ești singurul care poate să susțină această înțelegere, pentru că noi nu eram pregătiți pentru ea. A settlement. Ca într-o parte de divorțată, ce-mi dai, ce-mi primesc și să mergem primești acasă. Mai departe, da. Și cum sună această înțelegere? Păi ia să vedem cum sună. Ia să vedem. E în sol? E treaba ei, mă, ce e. De ce e în sol, în mine, în real? Trebuie să mă enervează așa. Uite, că... ia. Ce? Lumircea. Să-i dau lui Mircea? Da. Păi dau și lui Mircea dacă... Ai, bă, Mircea. Aici e un festival de chitări. Da. Cu vocea asta mai rău, dar în fine, în rest... Ia. Ia, auzi. Acum o să mă omoare. Ta-ta. Las lumea să disprețuiască ascunsa taină dintre noi, prejudecata omenească arunce în caleți cu noroi, prejudecata omenească arunce în caleți cu noroi. În fața idolilor lumii nu plec genunchii, nu cerșesc. La fel cu tine gândul lumii, nici să urăsc, nici să iubesc. La fel cu tine gândul lumii, nici să iubesc, nici să urăsc. Mă pun fără să caut rostul trist. Ți-a adus aminte, a? Vorbesc cu prostul, cu neprostul, dar pentru sufletul mi-exist. Vorbesc cu prostul, cu neprostul, dar pentru sufletul mi-exist. În arma lumii ne-ntâlnire, o zi ca orice altă zi. Ce voce, ce voce. Fără de bucur, iubire, fără tristeți, ne-am despărțit. Fără de bucur, iubire, fără tristeți, ne-am despărțit.
doar oamenii, atât la tot. Nu ne-o minți noi niciodată, nici alții a ne minți nu pot. Nu ne-o minți noi niciodată, nici alții a ne minți nu pot. Fii atent aici. Care și eu știu la rândul meu de la Marius, vreo influență directă a lui Bitman în viața mea? Yeah. Fii atent. Lucru simplu, domnul. Lucru simplu. Lucru simplu sunt de ajuns. Nu-mi doresc nimic în plus, vreau și mâine același șersenit. Inima să fie așa ca un fulg în palma ta pentru mine, n-ar fi prea puțin. Nu caut, nu caut cuvinte unde trebuie să le dezleg. Nu, nu, nu. Asta o faci tu. Și mai e o chestie. Chiar de aici, știi? Da. Yeah, dă-le. Aș mânca niște ouă. Exact. Și eu niște cașca val. Eu e cașca val. M-am zis eu, m-am stresat-o cașca val. E... Marius, dragă, eu trebuie să te aici în influență. Ei sunt influencerii mei. Și Mircea, cu ce te-a influențat? Spune. Bitman și Bațu. Așa? Acest Brigitte Bardot. Sunt influencerii mei. Ceea ce vreau să spun este că și traseul lui Marius a fost foarte interesant. Prima dată a scris Poesis. Adică a fost grupul Poesis prima dată. Sigur. Iar după aceea a urmat Germania. Da. N-ai fost în Germania, cam Marius. N-ai fost în Germania. Eu n-am avut ce să caut acolo. Pe mine nu m-au primit. Marius a fost în Germania. Stai aici cu salam cu soia. După aceea Bun. Ați colaborat amândoi. În ce an ați început colaborarea voi doi? Dar cum ești? 96. În 96. Dar salvarea lui Marius Bațu a venit în 2001. Când? După ce te-ai săturat de beat, mă înțeleg perfect, cașcavalul lui Bima, ai trecut lângă un om. Da. A cașcavalul lui Bani. Eu cu brânză, el cu cașcavalul. La trapist. A trecut la trapist. Voi vă cunoșteați dinainte, să nu a fost așa. Nu, puțin. Da? Din ce am până auzit, să cântăm, am început cu o relație din asta, relație de prietenie, mai apropiat. V-ați întâlnit la coadă, la ne vedeam lapte. La Mircea, cu Dan, cu... venea o grămadă de lume la el acolo, în Banu Manta. Măi, eu n-am fost niciodată la tine. Copiii n-au ce să caute. Deci, da. Era un fel de barbizon acolo, ce să spun. Nu vroiam erau să de toate, scule, chestii, mixe. Dar știi că les animaux sans frontières, cum zicea Iuri Pascu, Dumnezeu să-l ierte, Dan a venit la mine acasă. Da. Dar niciodată nu mi-a zis, hai împreună la Baniciu. Niciodată nu mi-a zis chestia asta. Așa eram și noi cu Vintilă. La Vintilă n-a fost niciodată acasă nimeni. Nici eu. Nu exact. Cred. Este casa din pădure. De ce? Dar de ce n-a fost asta? Pentru că în pădurea cu alune. Noi avem o chestie. Vintilă poartă, cum să spun, o chestie de o secretomanie cu el. Înțelegi? El a fost învățat să facă în așa fel încât nimeni să nu știe nimic. Înțelegi? Niciodată. Să-i fi spus Miruna asta? Și noi? Nu cred. E mai veche chestia asta. Așa. E din naștere. Îl mai luăm și pe Ciocu puțin cu noi. Da. Bineînțeles. Și îl sunăm. Alo? Da? Ciocu? Da. Ce faci? Sunt pe autostradă. Care autostradă? Pitești. Te duci la Pitești? Nu. Dar unde te duci? Ce?
nu-i întrebare, da, da. Vreau doar copii, dacă se poate, să trecem prin riful acela senzațional, în care mâncatul unei măsuri... Cum e? Mâncatul unei măsuri... Hai să mai vorbim. Te uiți la mine cu subînțeles. Da. Părul tău, cărlionțatul acela, așa, vine pe fond natural. Da. Am vrut să te întreb de când te-am văzut eu prima dată. Nu, acum am fost la Igiena, de acolo. Cooperativa Igiena. Care... Cooperativa Igiena. Când piesa 2000 de ani a fost realizată, a fost legătură cu cei 2000 de ani de când Traian și Decebal sau erau 2000 de ani? De când s-au iubit Traian și Decebal și a ieșit poporul român? Ce vrut să spui cu piesa 2000 de ani, Marius? N-am vrut eu, textierul, poetul. Și ce-a vrut să spună textierul? Păi nu știu. Să mai cântăm încă 2000 de ani. Asta. Analiza literară, nu? Pentru mine piesa 2000 este una dintre cele mai liniștitoare. Îmi intră ușor pe sub vena cavă și concavă. Au compus-o la mine în bucătărie, el și Colărașul. Da. Când piesă de bucătărie, da. Istoria. În Banu Manta, la Babiba. La Babiba, în Banu Manta. Aș vrea și eu să vin în bucătărie. S-ar putea să-ți aduc basul de care ai atâta nevoie. Da, am vândut casa de mult. Ah, vezi? Nu mai e bucătăria. Dar... puteți să veniți pe terasă la mine, tot aia e. Da, nu știi pe n-ai noroc, ce să-ți fac? Da, 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 da. N-ai noroc, ce să-ți fac? Vino peste 2000 de ani. N-ai noroc. Alții au prea mult și nu prețuiesc, parcă așa. Dacă îmi place de mor piesa asta, trebuie să o asculte și... și... știi că și soția mea aici. Da, știm. Auzi, sărut mâinile. Auzi, sărut mâinile. Sărut mâinile. De ce a venit eu cu noi astăzi? De când era? De ce a venit astăzi și n-a venit și când am fost eu singur la tine la părcă? Pentru că pe Baniciu îl iubește. Mai mult, da. Așa. Asta e treaba. Și pentru că suntem la faza asta, vreau să vă zic, voi... nu l-ați cunoscut pe Moțu Pitiș. Dintre noi aici,
Cine l-a cunoscut prima dată pe Moțu Pitiș? Eu. Normal. S-a auzit eu. Pentru normal. Că am și dovada aici. Am o poză, dar am trei ani când ține ambrat. Ți-a căzut buletinul. Poza e la mine, iubire, stai liniștită. Ochiul de sticlă. Deci, aceasta este o poză. Asta este, asta mică avea 3 ani de zile. Mamă, și soția. Și asta este Anda Călugăreanu. Anda Călugăreanu cu Dan Tufaru și cu Moțu Pitiș. Bineînțeles că poza asta este plină cu niște picături de... Ai grijă ce spui. De sepia, de cafea acolo. De ce picături? Da. Da. Era frumoasă nevastă și când era mică era frumoasă. Da. Și acum e frumoasă. Fii de aici. De atunci, cred că au trecut... Extraordinar. 2000 de ani! Extraordinar. Da. Ar fi bine. Nu, nu, da. Foarte. M-ai omorât cu poza asta. Vorbesc serios. Cântăm? Da. Absolut, sunt gata. Hai, și eu. Vrei versurile? Nu. Așa îmi face și Bă, e genial finalul ăsta, mă. Da. Nu știu, cum ai prins... Tu îți dai seama dacă făceam și repetiții? Ma, ce emisiune ar fi ieșit. Da. După aceea repetițiile, știi care e problema cu repetițiile? Hai mai facem una de Revelion. Care e problema? Da. Repetăm, venim, o, Doamne, ce bine zici. Venim de Crăciun la tine și până de Revelion repetăm. Deci astăzi e Crăciunul cu alte cuvinte. Da, chiar. Ce? Te văd emoționat. Da, am emoționat. Deci, asta nu o știți, pentru că nu erați pregătiți pentru asta. Dar vreau să-mi spui tu despre
despre pasărea colibri. Cine a avut ideea de pasărea asta colibri? Și de ce colibri, ca fiind o păsărică foarte mică, cu un cioc foarte lung, păsărică, diminutiv, cu un cioc foarte fin, care zboară bătaia aripilor, este foarte rapidă. Explicăm de ce colibri. Pentru că, la un moment dat, într-un spectacol în care era Pitiș Vintilă, eu și, mi se pare că era și Vladi. Da, la Vâlcea, era foarte frig în sală, au venit toți, eu cântam, finalul era tramvaiul, piesa cu tramvaiul și Andrei Popa, au cântat toți în spatele meu, au venit din garderobă pe scenă, iar Pitiș a anunțat, a fost Mircea Baniciu și pasărea, și formația Pasărea Colibri, adică fiind ei în spate. Și zice, dar de ce Pasărea Colibri? Pentru că Phoenix cânta la sala Palatului cu alți doi soliști din Olanda, invitații lui Covaci. Deci în ziua aceea eu trebuia să fiu la sala Palatului și n-am fost din cauza unor probleme. Se știe. De sănătate. De sănătate, sigur. De indispoziție, da. De migrenă. E, și atunci Pitiș zice, dar de ce Pasărea Colibri? L-am degradat pe Baniciu de la cea mai mare pasăre la cea mai mică. Asta a fost explicația lui. Da. Zice, Baniciu a fost degradat de la cea mai mare pasăre, Phoenix, care a cântat așa, la cea mai mică. Și automat la radio, la postul lui de radio, au venit scrisori. Când mai cântă Pasărea Colibri? Când mai cântă Pasărea Colibri? Dar noi eram atunci două entități, dacă pot să pronunț cuvântul ăsta, Vladi cu Baniciu și Vintilă cu Pitiș. Lucrând în studio la un moment dat la un album al lui Vintilă cu Pitiș, se numea Nu Trântiți Ușa, un album foarte frumos, a venit cineva, Dorin Stana, un băiat care ne-a iubit foarte tare și ne-a și ajutat, ne-a sponsorizat, și zice, de ce nu cântați voi împreună, băieți? Pentru că pe disc piesele noastre, adică ale noastre împreună, sunau foarte bine. Și atunci el a sponsorizat toată treaba și a ieșit primul album care se numea În căutarea cuibului pierdut, care a rupt lumea. Da, a rupt. Ce frumos. S-au îmbogățit mulți în afară. Ce an era? Ăla. 90 și? Așa ceva, 92. Tu mai țineți minte, de fapt tu trebuie să știi, Mircio, 97? De ce vă spun? Pentru că din nou m-am intersectat atunci cu tine. Mai ții minte Olimp și Camel Planet? Am și imprimări de acolo, ce bine suna. La Camel. A, era încă moțul. Păi da, era Zinger, da. Dumnezeu să-l ierte. Zinger, da. Atunci pusese toată nebunia aia pe la Olimp acolo și timp de două luni nu s-a mai făcut asta din nou, pentru că, într-adevăr, era costisitoare și sponsorul respectiv probabil a susținut toată. Camel Planet. Și a fost acolo două luni în care eu, deci era început așa, eu eram frumos, dormeam. În ce an era asta? În 97. Eu eram cu băieții cu Marlboro. Cred că prin 94 a fost aia. Unde era scena? Era la Olimp. Era la Olimp acolo. Și fii atent aici. Cum începe fiecare seară? Am prezentat în fiecare seară timp de două luni de zile. Deci acolo era un du-te vino continuu. Și în fiecare seară, Zinger venea jos la pupitul de sună, lua CD-ul și băga. Pasărea Colibri. Asta e proba de sunet, probele lui de sunet înainte de a veni concertul. Tot. Ai văzut? Dar stai că avem și noi o chestie asta. Sunt curat la trup, curat la suflet. Da, cam așa. Ai intuit omul, ce să zic dacă intuiești omul? Asta e, nu? Deci asta. Deci, nu poți să te pui cu muzicienii adevărați, mă, nu te spera. Era formidabilă. Deci, lasă pe voi muzicienii adevărați. Stai, că mă duc puțin la bețivii adevărați. Anonim, dar adevărați. Ce? Nu poți să te întinzi până acolo? Că-ți desfac eu. L-ai desfăcut, eu văd. Nu e desfăcută, s-a consumat. Iar văd niște rachete de tenis de pomană. Nu e adevărat. Știi că e foarte gelos pe mine că m-am apucat de tenis. Și nu s-a apucat. Da, nu m-a s-a apucat. Da, nu m-a. Și doar continuă. Nu continuăm. Îți mulțumesc frumos. De exemplu, dacă vreți mâine, haideți la tenis. Aș putea să-ți mulțumesc și eu frumos. Bat clopote. Cu mare drag. Nu e asta, mă. Mulțumesc, doar. Mircio, în tinerețe. Nu e asta. Auzi, asta e proba noastră de sunet. Vezi, uite, am să-ți fac o confidență. Ce?
oriunde intrăm și vrem să facem un acord, de... cum se aude un acord? Rambaclomule, nu e asta. Așa a promovat-o de zonă? Da. Și pentru prima dată eu vedeam, de fapt eu știam, mă mândream, băi, eu știu pe tipul ăștia de la Pasarea Colibrii. Uite, mamă, trec artiști. De fiecare dată când se punea, lumea era absolut... Tu știi de ce? Mă tot întreb. Pentru că infatuarea, și acum, infatuarea nu are loc pe scenă, mă. Cum adică? Deci dacă tu te dai rotund, ești ok, ești o vedetă, ești un tip senzațional, ai compus. Și dacă ești cumva infatuat pe scenă, te simte lumea. Te simte lumea. Fără discuție. Da. Înțelegi? De asta ți-am luat o anumită onomatopeie, nu infatuarea. Deci lasă-mă pace. Cașcavalul lui Dan. De aceea, dragii mei, eu n-am nicio vină, dar vinovații trebuie să plătească. Ăsta, nu? Din Poiană, de acolo. Eu din Poiană, Horia. Da, eu sunt din Poiană. Un ceșule. Dacă mă aici mă să spuneți. Aș vrea să sun pe cineva, dacă îmi permiteți, și cu siguranță o să-mi permiteți, că sunteți niște oameni de calitate. Așa? Ce vrei să spui? Vreau să fac și eu o legătură între generații. Opa. Da. Să mai luăm un cașcaval. Să mai luăm ceva, mă. Da. Vreau să fac legătura asta între... Ca de porția mea, să știi. Dar nu putea să... Vreau să fac și eu...
Alo? Alo, Horia. Alo, dragostea mea, ce faci, iubita mea? Ia nu mă sun, mai sunat odată, erai pe scenă. Îmi cer mii de scuze. Ultima dată eram la Timișoara și te-am sunat de pe scenă și îmi pare foarte bine că mi-ai răspuns. Cu cine vorbești? Cu Elena Udrea? Vreau să spun că aici sunt aici la o întâlnire de pomină cu iubitul tău tată. Cred că e Ana. Ana, e sigur Ana. Îl pup. Te sărută. Dacă îl știi pe un tip foarte așa spilcuit, e vorba de Marius Bațu. Mariusică! Ia uzi, mă. Chit! Mariusică? Era să uit. Mariusică o știe de când era... Pă bune? De când te știe Mariusică? Cu Mariusică am o prietenie așa aparte, din copilărie. Frumos, da? Ca și noi doi. Da. Și mai am un tip aici. Așa. Nu știu cum să-i spun numele. Îl știi pe ăla cu banii vorbesc? Îl știi pe care... Bună, de la afară. De la afară. Da. E Dănuț Bidman, îl știi pe Dan. Da. Cum să nu știu pe Dan? Bă, că n-ai cuvinte de laudă, nu e o problemă. Ideea... Dragostea mea! Inima mea e ușoară! Dar trebuie să mă pregătesc, Ana, mă! A, bună treaba! Cu ce să te pregătești? Pupă fata aici, pupă fata! Dar nu ne-am mai pregătesc ceva vreme. Da. Trebuie să mă pregătesc! Stai așa, bună! Trebuie să mă pregătesc! Bă, acolo astea să fie, așa! Ăla e locul. E Mariusica. Vino pe aici, iubita mea. Ana zice că nu. Draga mea, dragă. Iar ai plecat. Nu e asta. Dragostea mea. Primul pe tata. Primul pe tata. Vino mai aproape de mine. Da. I-am dedicat-o lui Alice. Ce mișto ești. Deci m-a pus unde e, nu e bun... Unghiu. Cum așa? Nu, a, bine, vrei să stai aici? Vrei să stai mai bine aici? Uite, ce mai bun. Ana, vrei să stai mai bine aici? Vrei să stai acolo nu, și... Nu, e perfect, dar... Nu, lasă. Eu stau mai bine lângă el. Nu, lasă. Mai trebuie la costice. De ce nu știu? Da. Pe schim, ce voie. Dă-mi voie să-ți spun. Draga mea. Da. Eram chiar la momentul în care voiam să-mi dau demis despre viață. Așa. Și discutam despre ce lăsăm noi lumii întregi. Eu să știi că n-am încă până ora asta. Da. Nici noi. Tu n-ai la bagheră, nu la tine. N-ai nimic la tine? Frumos, perfect. Uite, îți dau acest microfon. Așa, mulțumesc. Bună seara, bună ziua. Până acum am discutat despre muzică și am discutat despre unde am mai cântat, ce am mai făcut. Vreau să spun că mă bucur foarte mult că Ana a venit astăzi. Mă bucur că ai găsit timp. Doamne, dar cu tot dragul. Mă bucur că m-ați invitat să-i fac surpriză lui Mirciulică. Nu mă așteptam să știi. Vai. Te știam prin turnee, prin spectacole. Cel mai important este turneul ăsta. Da. Ăsta e. Ăsta mă bucur din suflet, iubita mea. Da, aici e toată lumea pregătită. Toată lumea pregătită să aplaude, pentru că vreau să te întreb dacă asta este vocea ta. Asta Ana, e dragă. Vocea ta. Am o înregistrare cu tine și vreau să-mi spui că dacă asta este vocea ta și fii atent aici. Ce, de la Allegretto ceva? 1, 2, 3 și acum spune de la sa. De la quip. Baltă. De la baltă. Cu? Codița ridicată. Și? Să fie în podi șol. Și? Face o ușol. Pentru? Fără, de unde e asta? Pentru cine? Pentru? Anișol. Anișol. Da, eu sunt clar. E vocea mea, m-a înregistrat taică-miu când eram mică pe toate, mă rog, nu scăpa de mine în studio, de fapt, până nu înregistra. Mamă, aia cu briceagul fai. Și cu înregistratul. Cu chiar am găsit briceagul de curând. Da, auzi, imprimam o piesă. La, 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 la.
și mă străduiam să inventez ceva pe un text. Ce aud pe aia? Tati? Da? Adu briceagul. Și iară cânta mai departe și versurile. Tati? Da, dragă. Adu briceagul. Da, a rămas chestia, a rămas. Chiar am găsit un briceag, nu știu dacă ăla e briceag, dar am găsit după un briceag ăla, roșu, sigur că da, da, da. Vechi, așa, pe care mi-l amintesc. Îmi plăcea să mă joc cu briceagul de mică. Am înțeles. E vorba, eu să fiu cu țitară ziua de astăzi, eu cred că e o meserie bonasă. Noi am cântat mai multe piese și vreau să spun că între tine și tată și fiică există o legătură cu mine. Tu anul ăsta, și acum o să te super, dar o să spun direct, tu anul ăsta sărbătorești 50 de ani de carieră. Aoleu, nu, îmi cer mii de scuze pentru asta. Niște ani de carieră. Eu împlinesc exact aceeași sumă. Anul viitor... Nu. Anul viitor, foarte bine zis. Anul viitor, copilul... Da, ăsta micul. Dar ce tânăr. Va împlini 30 de ani. În 28 ianuarie, anul viitor, 30 de ani... Voi vă dați seama de când mă cunoașteți? Acum ne-am dat seama. Și vreau să vă spun că mi se pare senzațional cum anul viitor sărbătoresc și eu exact cum zice Dănuț. Când am fost la Robingo, ce am început, în 93, sărbătoresc și eu 30 de ani. Deci între noi doi, noi trei, există o... diferență. Nu, există o legătură, mai bine zis. A legătură, da. O legătură foarte interesantă pe care probabil o să o explicăm istorie, pentru că trebuie să explicăm istorie lucrul ăsta. Eu mi-aduc aminte de o piesă de zicea Te întreb pe tine, soare. E una dintre piesele care cântată vreodată? Nu. O știe, nu că a cântat-o. Are cultură, Marius. Da? Deci Marius știe tot. De ce nu ai întrebat pe el? Că el putea să spună. Mă simt așa marginalizat. Știi ceva din repertoriu? Știi ceva din repertoriul meu? Din repertoriul tău? Da. Păi tu ești prezentator, ce trebuie. Acesta a fost podcastul. Mulțumim foarte mult pentru vizionare. La revedere. La revedere. Septembrie final. Deci. Dar nu știți versurile. Da, le știm. Dimineața îmi strică somnul, dimineața... Extraordinar! Asta e o piesă veche, mă! Bă, acum eu nu știu versurile, mă, băi! Mă simt cumva! Visurile mi le pradă, visurile mi le pradă, ca să-mi lase viața fadă, ornicul îmi bate gongul și mi-aduc aminte că ai plecat. Toate-mi par în jur străine, toate-mi par în jur străine, lumea rece fără tine, lumea rece fără tine.
ce Bach, ce Beethoven, ce Mozart. Da. Simfonie, fraților. Ce-ai fost? După cum știți foarte bine, copilul nostru, Ana, acum putem să spunem copilul nostru, al tuturor de aici, Ana a trecut prin mai multe experiențe pe care vreau să le auziți. În primul rând a fost... Care vreau să le auziți? Măi, deci am o soacră. I have a mother-in-law. Ah, care vreau să le auziți, pe care de ce să le... Da, eu joc chiar în musical-ul respectiv. I believe in angel, mă ții minte. Da, sigur, uite angel aici avem. I believe in angel. Iar Ana mea a fost, eu când eram în TVR, am văzut-o pe Ana mea. Pentru că Ana a fost la școala vedetelor. Da, era un fel de școala vedetelor, tot sub under the spell of Titus Munteanu, da. În ce an era asta? Polo, nu știu, 2000... Era mică tare, aveam vreo 14 ani, 15 ani, ceva de genul ăsta. Sunteți ca copiii mei. Spune-mi exact cum ai ajuns tu la Pariu cu Viața. Pariu cu Viața a fost primul serial serios. Exact cum am ajuns la Pariu cu Viața, că eu n-am luat castingul la Pariu cu Viața. Dacă vezi dezamăgire și supărare... Tata știa, nu? Știa. M-am băgat, îți dai seama. Am fost supărată. Poate nu e pentru tine, poate nu... Zic că așa ceva nu se poate. Așa, păi, că tu vedeai în față, în casă, o fată care era plină de verbă și de bricege. Da. Nu, ea își dorea foarte tare, nu știu cum ar fi fost sau cum ăsta, și am intervenit puțin la Ion, cum o cheamă? Ruxandra Ion. Păi zic, și a intervenit în așa fel încât, nu știu cum a intervenit cu briceagul, în așa fel încât la casting... A venit doamna Ruxandra, mă rog, am ajuns printre ultimii și la final, țin minte și în momentul ăsta, cum mi-a zis la casting, mi-a zis: Ana, din păcate, nu de data asta. Nu da, cred. Junk. Să mai zică lumea că a intervenit tata vreodată. Bine. Stai un puțin, cu siguranță a fost ceva în regulă acolo, cu siguranță s-a întâmplat ceva. Nu, ți-a gândit ea cam târziu sau n-a ajuns, nu știu. În orice caz, vreau să spun că Ruxandra a fost fana mea din tinerețe. Mi se pare normal. Înțelegi? Și aici cred că martor ar putea să-mi fie... Aris, mai ești? Nu mai ești. Nu mai, a leșinat. Nu știu faza cu acul prin deget. Și Ruxandra. Și Ruxandra a fost fana ta. Eu mă întreb acum cine nu a fost fana ta. Pentru că erai un tip care, cum să spun, taică tu... Deci n-ai fost la Timișoara. Deci eu stăteam ca fraierul în culise și mă uitam pe ecranele care erau ecrane acolo, care erau niște ecrane și se derulau tot felul de imagini. Și era super, a? Bă, era un fel de... Bărbatul fatal. Nu știu, mă gândesc... Nu trebuie să subliniem chestia asta, nu trebuie să mergem în zona aia. Nu acolo a avut tata... Nu, dar să știi că, uite, acum primesc și eu feedback de la oameni în general și oameni din industrie și îndepărtați de industria asta muzicală și mi-au tot zis mereu același lucru. Deci mereu ei zic același lucru despre Mircea, că are ceva foarte special în privire, în ochi. Ce? Are niște ochi blajin. Nu blajin. Are. Tu ce îi zice care tata? Are o căldură aparte, are un șarm al lui. E ceva special. Atât? Eu am spus... Eu mă mir după atâta vreme de când ne cunoaștem. Că doar atât am observat. Deci, eu cred că are și acum, își păstrează foarte pregnant, această voce foarte copilărească. E o chestie naturală, așa, e o naturalețe pe care mai greu o găsim azi. Știi cum zic? Ești tot duci și la propriu și la figurat. Da, e ceva frumos. Natural, merge punct ochit, punct lovit. Adică ai vedea o să spun altceva de taică-su? Da. Bun, Ana. Să zic încă... Da, uite chiar acum. Interesant, da. Ana, te rog foarte mult să-mi spui. Ce nu-ți place la tatăl tău? Da, știu. Ce te-ai enervat și vrei să pui la punct? Ai acum ajutor, uite, 3 bodyguards. Bine, unul retragere, dar au rămas 2. Nu, lasă retragere, bați în retragere. Că noi am făcut vreo 10 piese, spune-mă, stai. Nu, că dacă asta ar fi una, că trebuie să facem neapărat o piesă împreună și mă tot amână de 100 de ani. Aia neapărat. Până la urmă am vrut să fac cu... Și când acum cântă cu Temir cine? Uită-te aici.
Bitman. Da, mă, dar noi mai suntem acum serios. Brânciu. Deci până la urmă am fost foarte aproape să fac și cu Bitman o piesă. Și l-am făcut cu Mircea. Hai să se prezint pe Arseniu. Băi, lasă-mă, Arseniu. Băi, lasă. Mai încet, te rog frumos. Te rog, lasă Arseniu și alte... Dacă nu te-am unul zi... Deci, uite, Ana are o chestiune pe care vreau să o rezolvăm astăzi. Astăzi e mai greu. Astăzi e mai greu. Astăzi de Crăciun. E la acest Crăciun sărbătoare. Din 2022. Am eu o piesă, dacă vreți o... Că, nu. Acum, ce nu te-am făcut-o. Nu, serio. Iar hai, plecă! Nu e asta. Nu e asta. Când faci o piesă cu Ana? Uite. Nu, o să fie așa, când face Ana o piesă și o aduce la masă, o pune pe boxe, uite cum suntem aici, dacă vrei o aducem la tine. Așa? Și el o să, n-o să mai aibă încotro. Corect. O să zică foarte frumoasă piesă, o facem, păi, o facem. O să fiu cu Briceagul, iar. La cu Briceagul, la cât talent am, trebuie să mă forțez, înțelegi? Da. Ideea este că, cred că se va întâmpla într-o zi, da. Și încă foarte repede, că cine știe cât mai avem de trăit, înțelegi? Pesimismul ăsta, nu și are rost. Și pentru că urmează o întrebare foarte delicată, aș vrea neapărat să mă ajute Fimea, cu care deocamdată nu fac o piesă. Dar de ce nu faci o piesă? Colega mea de liceu. Da. Sunteți de aceeași vârstă, da. Uite că ne-a luat cașca de liceu. Așa ceva. Ați fost colegi cu mine? Hai, mă, ce n-ai, deci împachetez și... Hai, plecăm, serios. Cina de adiu când e? Ce exact? Și cu domnul Bine. Ato. Ce, cu mine? Ato. Cu liceu. Cu liceu, Ana, uite de vine la cei trei din fața liceu? Ta. Într-un fel, da. Peste ani și ani. După ani ani, voi întoarce. În sfârșit să-ți dea Dumnezeu sănătate, Mircea, că eu simt că tu ai adus astea. Cum e asta? Doamne, ferește-mă, unde ești, oare? Așa, da. Doamne, ce aici? Să facem niște farfuriuțe mici. Mici. Și lumânări. Și lumânări. Mâncăm cu mâna. Bun. Acum vreau să mă întreb o chestie. Da. Păi, trebuie să testăm. Da. Știi că asta am, când nu ajunge așa. Camera, ajung eu. Da, sunt de plastic. Acestea sunt vestigiile istorice de acum 2000 de ani, așa cum spunea și Marius, așa. Pe care l-am găsit la Sarmise Getuza Eregia. Așa. Iată, un dac, un roman și chiar pe Ovidiu Publius Naso, cel care, pe care Augustus l-a exilat la Portul Tomis. A, uita că pe tine te cheamă Augustus! Ăla e, bă! Între noi este un împărat roman și nu știu unde. Ana, după cum foarte bine știți, a fost în Asia Express. Înainte are de povestit. Am o întrebare. Așa ce? M-am uitat și eu la emisiune, să văd pe așa și-a dat seama și Mircea cât de puternică sunt. Că Briceagul nu era de aici, de acolo. Mamă, și trebuie să alergi acolo fără bani, fără nimic. Fără mâncare, aia cu gânda cum a spart. Ce stat Mircea la tot, la tot. Când era? Auzi, zipam la televizor, gândacul, nu-l pune cu ghearele înapoi, că n-ai cum să-l înghiți. Bagă-l cu ghearele așa, să poți să-l înghiți. Doamne. Știi cum era gândacul ăla negru, care are picioarele ăla care se duc... de bucătărie l-a mâncat, Iuborea, poftă bună. Ca o săgeată, știi? Deci și ca să rău, poți să-l înghiți, îl bagi cu picioarele să fie înspre... Să nu rămână așa. Că dacă îl bagi invers, înțelegi, acolo nu poți să-l înghiți. Tu nu trebuie să-l muști înainte? Poftă mare, copii! Poftă mare! Fii atentă, fii atentă! Te-ai gândit vreodată, luându-ți inspirația, băi, tocmai discutam de faptul de 1977. Poate nu ți-a spus, poate ți-a spus, sta cu siguranță ți-a spus. Tu îți dai seama că a trecut prin interviuri de securitate, prin chestii de genul ăsta. Și pe vremea aia securiștii erau urâți, oameni urâți rău de tot. Acum te întreb pe tine. Ți-ai luat vreodată energia de la el, gândindu-te la el vreodată? Normal. Te întreb așa... Poate mai avem chestia asta, știi? Voiam să le demonstrez părinților mei că sunt capabilă, că sunt bună, că știu ce am de făcut, că sunt mare, că pot să mă descurc și poate în sensul ăsta că am vrut să m-am gândit la el ca să-i demonstrez. Zi-mă cum am gândit și Nasia. M-am bucurat că l-am sunat, pentru că el, trebuie să zic asta, el a fost primul când a auzit... Era un proiect nou, noi am câștigat prima ediție, știi? Și nu știam nici noi unde plecăm, eram inconștient total. Și când l-am sunat pe Mircea, mi-a zis, Mircea, eu plec într-un reality show, undeva în Asia, nu știam nici multe detalii, două luni, și mi-a zis că câți bani îți dau, că îți dau eu mai mult.
rămâi, nu te duci. Genial! Că nu pleacă, stai așa. Și am zis, de data asta nu am cerut o părere. De data asta ți-am zis doar că plec. Chiar mă duc, da. Așa a fost. Și după aia l-am sunat. Ce plângeau acolo, era un dezastru ce a fost acolo. Da. Plângeai pentru că n-a fost ușor. Da, l-am mai sunat de pe drum și l-am sunat la final când i-am și arătat... Gândacul. Nu, i-a gândacul, dar... Nota de plată. I-am arătat că am câștigat și s-a bucurat foarte mult, deci... Asta este puțin, tu i-ai arătat înainte să-ți dea pe post. E, da, normal, familia putea. A trebuit să ții secret. Da, sigur. Da. Bun, și acum fii atent, întrebarea mea e foarte grea. Ia zi. Uite-te în fața ta. Mănâncă ăștia din mâncarea mea. Nu, uite-te în fața ta cum mănâncă din mâncarea mea. Uite-te la oamenii ăștia din jurul nostru. Dacă mâine ți s-ar da un telefon. Domnișoara Ana Baniciu. Voi mâncați acolo, din pachetul din Germania Federală. Dacă ți-ar da telefon. Ana, dragă, ești invitată la emisiunea Europa Express. Așa. Și ar trebui să ții un partener. Fii foarte atentă, nu te pripi. Nu mă pripesc. Nu te pripi. În afară de mine, care sunt așa și partenerul ideal. Îți dai seama. Așa. Vreau să... Uite-te bine. Mircea Baniciu, cu toate elementele lui de supraviețuire și lupta și perseverența și toate trupele de, cu numeri de păsări pe care le-a creat și le-a inventat. Marius Basu, omul care, dacă e așa, îți convinge orice mașină să se oprească pentru a ajunge la destinație. Stop the car! Zi-mă o secvență din film, Marius. Stop the car? Nu mai știu. Nu mă contează. Și? Cu mine nu. Da. Nu te bază. Nu nicio mașină. Exact, la mine. No. Cu cine-i lua? Da. A zis... Știi de ce? De ce? Lăsați-mă să vă zic de ce. Cu tata s-a enervat la primul prânz când el n-ar mânca. Adică ar fi plin de nervi deja. N-are de mâncare aici. De ce nasol? Mergeam. Ar face urât. Mariusica e mai blajin așa, e mai cald. Eu cred că Marius este și puțin... Când vrea să se rupe pentru ceva, Marius e puternic. Sigur că da. Are o tărie, zic eu. Zic Mariusica. Știi de ce te-am ales pe tine? Că ești mai exploziv, așa ești. Când oprești o mașină, oprești, frate. Da. Te bagi acolo în față, faci frumos show. Ce etape mai sunt? De luat... De intrat și de luat gazdă, nu? S-a prins că dacă mergea cu mine, eu spuneam, opream mașina și spuneam, am o fată de vânzare. O dau ieftin. S-a prins din prima, nu? Foarte, foarte bine, mă bucur foarte bine. Banii vorbesc, nu sau ce... Da, unii îl zic, alții te lovesc. Deci ce băieți? Nu, dar, Dane, nu știm pe la cine noptăm, ce și cum și cum rămâne Dan prin Asia. În Germania ne pierdem, ce la ne mai pierdut. Da, și că am plecat cu Dan. Acum sunt singur. Am venit la singură pentru că el... Dan a rămas. Da. Ăsta e remulat, sos mormolat. De la mormoran. Ți-a plăcut? Mai vrea cineva sos? Un si. Dăm un si. Mulțumesc. Te iau? Te iau. Când crezi? Te iau, te iau, te iau. Se cânte cu securității, ce să mai discutăm. Te iau? Te iau, te iau. Că așa ar trebui. Te iau când vrei să ajungi și tu acasă. Asta e balada lui Florian Coldea. Da? Te iau... Relațiile tale psihopolitice. Da, nicio relație, da. Și te iau când numai tu ți-ai mai rămas. Exact. Pune-te și scrie. Dar hai să ne avem ca frați. Da. Iată-ți, îți iau siul înapoi. Da? Toți vom fi puțin luați. Mai bine, mai bine. Mai bine. Dragi domnilor, pregătiți-vă că mă luăm. Am schimbat și un pămii. Ți-ai spune balada lui Florian, atent. Că știu eu. Iau! Te iau! Te iau! Good girl.
crezi că ești și tu mai bun. Te iau, te iau, te iau ca așa ar trebui să-ți spun. Te iau, te iau, te iau când vrei să ajungi și tu acasă. Te iau, te iau, te iau că numai tu ți-am mai rămas și tragi pe nas. Dar hai să ne avem ca frați, toți suntem puțin luați. Da, da, te iau când ieși și tu puțin pe străzi. Încerc să ți-l păstrez. Te iau, te iau, te iau când pe pământ calci în sfârșit. Te iau, te iau, te iau când spre ieșire mergi grăbit. Te iau, te iau, dar hai să ne avem ca frați. Toți suntem puțin luați, te iau și-apoi îți spun că s-a sfârșit. Te iau și-apoi apar din nou. Că este cea mai mare surpriză a Anei. Nu aș știu ce face Mircea când a dus muzicuța. M-a speriat, da, nu. Dar știu că am l-am mai văzut cântând la muzicuță și are și niște muzicuțe de care nu știe la mine, dar am mari șmechere pe care nu le mai alea în do major. Dar mi-am cumpărat un set complet din America, ca să fie clar. Un set complet cu toate două sol, cum ai tu aici, în fiecare tonalitate. Uite, mai am aici toate tonalitățile. Tot din astea. Tot din astea. Înseamnă că te-au costat. Ai avut bani pentru așa ceva? Dan mi-a dat bani. Aha. I-am zis lui Dan Bittman, dă-mi și mie ceva bani. Dă-mi și mie și mie. Și mi-a zis așa, nu că și eu pot să fiu rău cu el, știi, dar nu vreau. Nu, eu nu vreau să fiu rău cu tine. Zic, așa cum spunea odată odinioară Mariana Murărescu, Dumnezeu să o odihnească, emisiunea noastră la sfârșit. Mai zi. Deci m-ai întrebat și eu ce ți-am răspuns? Sigur că da, Horia, oricând, dragul meu prieten, și m-am și îmbrățișat. Ceea ce nu s-a întâmplat niciodată. Uite că mi-a adus aminte, bravo, Dan, spus, mulțumesc. Te duci în America, du-te la o adresă acolo, la Klein Schmidt Goldstein. Klein Schmidt Goldstein, îți dă el. Goldstein. A fost primele colaborări pe care le-a avut cineva de la masa asta cu TVR, au fost cu tine, da, Mircea. Vreau să te întreb o singură chestie. Cine ți-a rămas în suflet din TVR? Pentru că eu cred că TVR-ul, apropo de ce mi-ai spus cu Vornicu, da, și cu invitația lui la TVR, pentru tine a fost o rampă, o nouă variantă de lansare, artistică. De relansare, de readucere pe scenă. A fost Aurora Andronache și Vornicu, bineînțeles. Iar Aurora îmi plăcea nespus. Era atât de drastică și de tăioasă și de... Ziceai că e fiara de pe lume, înțelegi? Cânta la un moment dat Mirabela Dauer și era un cântec patriotic. Și cânta Mirabela Dauer fără sfârșit.
și asta de dincoace din, din studio. Din studio, din regie. Fără sfârșit! Se spune, nu fără sfârșit! Ca mine. Pe care? Înțelegi? Și începe iară orchestră băgat, dat bandă înapoi, stătea una care croșeta la magnetofon. Da, la maulă. Auzi, muream de râs, bă, ce era acolo? În magnetofonista era o securistă. Nu cred. Era, spune-o, a turnat tot, că la un moment dat a apărut unul de nu știu la care etaj, că Baniciule zice, lași benzile aici. Dar de unde știi tu că mi-am tras eu niște benzi acolo din televiziune cu niște negative? Nu cred așa. A venit ceva ăla brus de sus, știi, fii atent. Și a doua chestie, Mirabela. Ta-ra, fără sfârșit. Și asta de dincolo. Fără sfârșit, am spus! De cât ori? Mă, ne făcea de căcat, pardon, în studio și mie îmi spunea, pronunță cuvintele corect! Nu le pronunță așa ca la... Era școala veche, da, spun eu. Mă, extraordinar. Conservator, da. O pup și acum. Și o să vadă, o să se amuze, înțelegi? Și a treia oară când a zis fără sfârșit, n-a putut să, până la urmă a rămas fără sfârșit, înțelegi? Da, era scumpă, foarte mișto. Și avea simțul umorului totuși, cât de agresivă și de, cum să spun, luptătoare era pentru momentele ei, atât de caldă și de mișto e. Aici, la masa asta, sunt generații. Dar pe toți, dragul meu Dan, văd că te liniștit. Nu înțeleg ce s-a întâmplat. Se răcesc astea, nu? Ți-a adus aminte de TVR? Da, păi asta vreau să spun și eu. Ce amintiri am când m-am dus prima oară la TVR. Ce, că eu știu toate amintirile tale. Ce era micuțul Horia afară la poartă și... Ce, era cu noastră? Ce, era cu noastră? Tocmai am spus că în 94, când domnul s-a dus prima selecția națională de Eurovision, am prezentat-o eu, în 94. Mai ghinioane am avut în viață. Asta a fost. Și la un dat omul s-a dus. Și am zis foarte clar, băi, Dane, eram în spate, nu știam pe nimeni, nici nu te cunoșteam pe tine. Dar eu am crezut că, dincolo de nor, trebuie să meargă, mă, la... Ei purta noroc. Ce noroc, mă? Păi n-a prezentat el? Noroc. Și am spus, eram în spate cu Ion Cristinoiu, cu toți, cu Șuteu, cu Țăi, cu nu știu ce. La piesa cu el. Tino. A lui Tino. Tino și... Și versurile? Eu și linia vocală, așa, tot. Aha. Și Liliana puțin? Nimic. De, nu știu cine, toată lumea vorbește de Liliana, de parcă ea a scris pentru că textele sunt de dragoste. Nu, dar știi că am întâlnit oameni care au senzația că Liliana Ștefan ar fi scris vreodată în viața ei vreun singur vers la formația Hologram. Ceea ce nu s-a întâmplat. N-avea voie acolo. Îi dădea peste... Pleacă de aici am tot! N-așa! Pentru că acolo e un boys band. Înțelegi? Femeile n-au ce să caute într-un boys band, că se alege praful Yoko Ono, vezi. Nu, și de a zis, nu, acolo. Fă tu cutiuțele muzicale, iar pe Benciu, că el e mai sentimental și scrie și fă ce vrei, dar nu acolo. Ce mișto. Da, asta e foarte frumoasă. De apazon, ce mișto. Eu am zis că se fumează astea. Da, le fumăm imediat. Let's get stone imediat. Pentru că toți colegii mei pentru că avem de-a face cu o nouă melodie. Da? E bine, o nouă melodie pe care nu eu o s-o cânt. Dar cine? Nu știu, știi ce înseamnă n-ai CSF? No, dar de CSF ce? CSF. Știi ce înseamnă n-ai CSF? Nu, n-ai CSF. Ce să faci? N-ai ce să faci. Da. Hei, dar asta e titlul unei piese. Așa. Aha. Hai, Ana. Tu știi? Eu nu. Uite, am auzit-o cânta din... Ana, deci foarte mișto piesa. Să știi că mie... Deci dacă nu zicea... Deci în partea prima refrenului este n-ai că să... Dar că să fă, n-ai că să fă. Te-am iubit prea mult. E vorba de tine. Mm-hmm. Te-am iubit prea mult și nu doar atât. Ne-am iubit frumos de la început. Eu am vrut mai mult, dar tu n-ai vrut. Pentru că tu nu vrei. Senior. N-ai ce să faci. Chiar dacă ne-am iubit, ne-am iubit în dragi. Ne-am iubit frumos, a sfârșit urât. Baby, nu ai că să fii. Asta e un text scris de Irina Rimes. Pe bună? Da. Irina Rimes. Bună piesa. Foarte bună piesa. Felicitări, Irina. Deci, mi-e cum sună piesa asta. Are idei frumoase, da. Iartă-ne dacă greșim. Iartă-ne. Iartă-ne.
Mircea și cu Marius Chiba. Dacă ai ghicit, da. Ce piesă cântați voi? Ceva mai special decât ce-ți mă dori. Când se spune pe o curună de sol, străpidă cu flori, încearcă să zâmbești, fără să te amăgești și să îți dorești un lucru ușor. Trecă-i sus, am băgat, da, da. Funcționează, da, 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 da. Bravo, Ana. Frumos. Ana, draga mea, vreau să spun că urmează un moment foarte delicat. Nu, 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 te rugăm. Sunt întrebările. Da. Păi până acum ce ai făcut? N-ai pus vreau întrebări? La emisiune. Nu, astea sunt niște întrebări care sunt foarte dure. 40 de întrebări? Nu știu. Nu, 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 nu. Și toate sunt întrebări roșii. Oh. Îi place lui... Ia să văd și eu, să văd și eu că n-am de asta. Ce să mm-hmm. Ai puțin poftiță? Nu m-am mâncat acum. Dar tu mănânci? Mănânc, da. Cu întrebări când... roșii. Ai mai văzut-o cu întrebările roșii? Da, nu. Nu le-am mai văzut acum în ultima vreme. Dar... ce? Ați ce-am devenit atenți? Da, da, da. Normal. Deci vreau să fac o declarație publică. Da, zi. Îmi dai puțin că, uite, citesc aici, eu sunt cu gândurile poate mele. Poate ți-a dat vreun mesaj. Un cartof prăjit. Da, că sunt albă. Sunt atâtea flori la ferești, dar cea mai frumoasă floare, Ana, tu ești. Întrebările pentru Mircea. Ia. Din copac direct. Tarzan. Micul dejun la cină sau cină la micul dejun? Nu prea. Răspunsul corect este da. Perfect. Întrebarea a doua. Pe care? O melodie pe care ți-ai fi dorit să o compui. Care? Încă 2000 de ani. Minciuni! Încă 2000 de ani. Mi-aș fi dorit să o compun și mi-a zis tolărașul, n-ai nicio șansă. Cum așa ți-a zis așa? Textul zice, l-am scris eu, Marius Sica a făcut muzica, așa că la revedere. Dur olărașul ăsta. Da. Dur, dur, dur. Care sunt trei lucruri pe care le faci zilnic? Acum când găsiți în armonie? Să nu începem cu... Nu, cu ce vrei tu? Unu. Unul spălatul pe dinți, al doilea deschisul televizorului să aflu știrile. Așa. Și al treilea chitara care trebuie deschisă și extraordinar. Ai omis că îi dai mâncare lui Puf. Și îmblânzită. Cine e Pufi? Pufi e pisica mea, da. Dar câte Pufi, Pufi care reacționează una... special când îl vede pe Mircea. E ceva special. Scuze-mă, e o conexiune. Ce e o conexiune între ei. Știe stai că îi dă cu minte la ușa dormitorului meu. Deja? Iar când cobor treptele în living, cu coada în sus, mă conduce până în bucătărie, unde știu eu ce am de făcut. Să-i dau de haleală, pentru că altfel... Miau, miau Pufi. Și miau, Pufi. Miau.
Pufi, o cheamă. Ai o singură pisică? Da. Tu câte ai? Am 7 pisici. Oh. Numai că în ultima perioadă, motiv pentru care soția mea... Am 7 pisici. 3, 4 și mai stănetă, mici. Ăsta este cât sunt până acum și eu sunt fi toată... Eu sunt tolărașul tău, dacă vrei. Eu e muza ta. Deci acum când mă duc acasă, mă așteaptă 5 puișori de o săptămână. Recent fătați. De către... Cred că i-am văzut la tine pe Instagram. Da. Și stau acolo și de fiecare dată când mă duc eu și iau mănânce, jur că așa fac. Uite-te ce era, mă. Ce prost. Ce suflet bun. Exact așa fac pisicii. Da, mișto. Da, da. Iartă-mă, dar a trebuit să... Deci, să ne arate deci care câți, și asta. Câți pui ai? 5. Ar putea să te lipești, să iau și eu unul, dacă... Vorbește cu soția mea. Sunt pe bani sau... Treceți pe la mine. Nu asta trebuie să întreb. Pe semnătură. Sau trebuie să trec pe la caserie. Te rog, nu fi bitmar cu mine. Deci ia de aici. Deci acasă te așteaptă cei 5 să-i vezi și să-i gâdili. Să ierți sau să cauți răzbunare? Răspunsul corect este da. Și să iert și să iert să nu și să cauți răzbunare, pentru că da, de toate. Nu toate lucrurile pot fi iertate. Noi știm. Știm foarte bine. Mariusica știe și el. Da. Ce da? Ce știți? A. Dacă știi, da, dacă da, știi da. Ceva să-mi spun și eu. Dacă ai face încă o trupă, cum ai denumi eu? Ce fel de pasăre ar fi? Felix. Felix, da. Pasărea Felix. Nu știu, Felix. N-aș mai face... Pasărea Felix modern. În primul rând că n-aș mai face nicio trupă. Ăsta e lucru care e clar. Am avut niște momente cu trupele cu care am cântat și mi-ajunge. Am zis, domnule, lucrurile cele mai cinstite și împărțeala cea mai frumoasă și cu viața și cu banca și cu bancă o faci singur. Deci cel mai bine e fără trupă. Deci aș face cu Ana eventual o mică formație, dar mai încolo puțin. Ce întrebări pune asta, mă? Da, 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 da. Mai ceva ca Denis Riff ai? Riff ai? Ce cu riff-ul? Cine are riff-ul? Atenție! Vrei să fii cea mai bogată persoană din lume sau nemuritor? Cea mai bogată persoană din lume. Nemuritor, cred că nu și-ar dori nimeni. Și-o trăiești 100 de ani... Singur. Da, singur. La un moment dat. Nu, că după aceea, dacă trăiești 100 de ani, vei fi forțat să faci încă o trupă. Perfect. Da. Să-ți publici jurnalul... Cu formațiile, cu trupele... Nu da, da, are ce fac. Nu, mă, nu e... Nu? Știi ce spun lucrul ăsta? Pentru că, într-adevăr, pentru prima dată, după... Eu acum 20 de ani am înființat această orchestră. A mea. Și te înțeleg perfect ceea ce spui, pentru că nimic nu este mai anevoios decât să îți ții aproape. Și lucrul ăsta s-a întâmplat și cu Holograf. Și lucrul ăsta s-a întâmplat, i s-a întâmplat și lui Marius, cu siguranță. Da, nimic da. Nu mai... E nou șef. Nu-i șef acolo niciunul. Sunt știi care problema? Și de-aia durează lucrul ăsta. Adică trupa lor. Spune tu, Mircea, că el... În fine, spune. Șef, și mai e ceva, și mai e ceva, împart toți banii. E un lucru foarte important la o formație. Nu știu dacă se împart chiar toți. Am încercat să dau un cașcavalul, un trebuie, da. Și să iau mai mult, dar nu prea. N-am mers. Tu sigur, nu? La urmă m-am înțeles cu Apașul. Știi cine e Apașul, nu? Da? Edi Petroșel. Apasul. I-am spus puțin să ce am zis în arc nou și mi-a zis și la mine. Da, da, da. Știi, vine tu și Olșata, n-am știut foarte bine din discuția. Da, Apașul, ce bine sună asta. Așa. Dincolo de Apaș, vreau să te întreb dacă vrei să-ți publici jurnalul sau să faci un film despre viața ta. Da, am de gând să scriu o carte. M-am fost invitat să fac lucrul acesta pentru că am
am documentație extraordinară. Am făcut poze și cu Ana și cu toată lumea și cu Phoenix și înainte de Phoenix și în... Adică poze care nu s-au văzut niciodată. Doamne, eu am cele mai tari poze cu mine de când eram mică. Niciun prieten de-al meu sau cunoscut de-al meu de vârsta mea n-are pozele astea profi. Zici că sunt făcute azi cu cameră foto. Mircea? Da. El era super pasionat. Am 5 camere. Înțelegi, la un moment dat, Theo Peter, să fac o paranteză. Te rog. A venit la mine la studio cu un aparat. Și aveam, în perioada aia, aveam... nu știu ce aparat de fotografie am. Cred că aveam un Minolta, dar nu era atât de performant. Era manual, ci cu teleobiective, nu știu ce. Și vine Theo Peter, acum pot să spun că Dumnezeu să-l odihnească, nu mai e. Da. Și mi-a zis, zice, ai 100 de dolari? Că ăsta e ardelean, din Cluj. Știu. Dar cum să n-am? No, hai să-ți arăt ceva. Și ies cu el afară și mi-arată un Yashica profesional. Aparat de fotografie ăla care face țuc, 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 care tot felul de chestii. Mă, 100 de dolari. Ia banul și dă-l încoace. Și dă-l încoace, după vreo săptămână. Ăsta, aparatul ăsta avea o funcție pe care nu prea o ghiceam. Nu știam ce caută funcția acolo și cu ce se mănâncă. Deci se vedea că e o chestie acolo, avea și buton, avea și aia, și aia, și afișam pe ecran, afișam și pe ecran. Și zic, domnule, aparatul ăsta are o funcție acolo, aia e, nu știu cum se numea, să iei, nu știu ce, mă rog, după aia am aflat mai târziu. Nu știu ce înseamnă, nu știu ce înseamnă chestia aia pe aparatul ăla de fotografiat. Și să uită ăsta la mine, așa... Da, cam în bătaie de joc așa. Zice, Diamu, vrei să pun omul cela să furește prospectul? Teo, drăguțul de el. Îl mai țin minte pe Teo luptându-se pentru galele ălea. Mai țin minte cum se lupta el? Da. Da. Eu pentru voi beau. Da. Eu pentru. Vreau să te întreb o chestie foarte directă. Dacă ai rămâne pe o insulă, vezi că nu e o întrebare comodă, care dintre persoane alege să stea cu tine dintre următoarele? Am două. Paul McCartney, da, și Rachel Welch. Fără discuție, McCartney. Cu ăla mai facem niște piese. Mai. Eram sigur, mă. Deci eu eram sigur că tu vrei să stai Rachel cu Rachel Welch. Dracu, să fac copii? Îmi ajung, am copii. Nu mai îmi trebuie să... Filme, poate. Da, uite, extraordinar, mă. Extraordinar. Știu, acum. Ce? Toți ar fi spus Rachel Welch. Da. Să știi că toți ar fi spus așa. Tu cum ai zis? Cu Rachel Welch. Bineînțeles, ce da. Dracu, să cânt eu cu Paul McCartney. Da? Zic. O știi pe asta? Hey Jude. Așa aș fi zis, nu? Care dintre piesele pe care le știi tu, din noianul tău de informații muzicale, s-ar preta pentru dansul miresei la nunta Anei? Lali, lali, lulu, nu? Lali, lali, lulu, da. Nu, el are deja un moment la nunta mea, care este și stabilită. Noi n-am aflat nici asta, mă rog, nu, încă nu e stabilită 100%, dar are un moment de care el, ți-am zis, nu știe încă. Este vorba despre momentul nunta, pe care o va cânta chiar dacă domnul Covaci este de acord, chiar dacă nu mă interesează, este nunta mea, eveniment privat. Te chemam și pe Nicola în nuntă. Da, nu, că sunt destui Covaci acolo în sală. Nu mai trebuie încă unul, da, ok. Trebuie să spunem că viitorul soț se numește ironia Covaci. Ironia sorții. Da, ironia sorții. Viitorul tău soț se numește Covaci. Da. Da, Edi este un băiat de care și tatăl tău a declarat de altfel în ziare, da, că este un tip drăguț, că este un tip simpatic și un băiat bun. Voi cum v-ați întâlnit? Și de ce? Și de ce? Ne-am întâlnit printr-o prietenă, mă rog, și vecina mea de palier. Vecina mea care stătea perete în perete cu mine m-a invitat într-o seară la Oțil, la restaurant. Oțil. Da, și acolo s-a întâmplat că a venit Edi să ne ia, era prieten cu ea, nicio treabă, nicio legătură cu mine și așa ne-am cunoscut. El, așa, ca să-ți povestesc pe scurt, el era cu premeditare de ani de zile... Mă căuta o portiță să ajungă în sufletul și în inima mea. Și a reușit.
Bravo, mamă, da, bravo, da, bravo. Să înțeleg bine și eu sunt super, super mulțumit și fericit pentru ideea. Da. Dar tu îți dai seama că a urmărit-o ani de zile și putea să vină, putea să-i bată la ușă, putea să... Dar el a fost puțin timid, aștepta momentul în care cineva să ne facă cunoștință, dacă nu era ce să-mi scrie pe Instagram. O să de la noi din Oradea. Eu, Oradie. Când am ajuns prima dată în București, și în București nu e mai mult mai comunicativă și mai deschisă. Și mergeam cu tramvaiul sau cu autobuzul într-un loc, cineva mi s-a adresat: domnule, spune-mi, ți se pare normal că nu știu ce? Și m-am uitat stânga-dreapta, ăsta vorbește cu mine? Cum vorbește cu mine fără să mă cunoască? Corect. Că asta era chestia în Timișoara. Nu vorbești tu cu unul dacă nu-l cunoști. Nu te bagi seama că nu există. Aici, în București, lumea e mult mai deschisă și mai... Uitați-vă, avem un personaj care... Scuze-mă, auzi, înseamnă că nunta ta se va întâmpla undeva în Oradea? În Europa, cred că o să fie, se va întâmpla în București la anul. Toți invitați. Nu, de altă dacă am zis la toată lumea că e invitată, o să avem nuntă de 2000 de persoane. Da. Nu, ce bune, mi-ar face plăcere. Deci tati are și el o masă. A. Are și el o masă. Unde acolo? La masa orchestrei, cred că. Vreau să întreb și eu o chestie interesantă. Dacă, de exemplu, o făcea în Oradea, da, de când vrea să ajungă și Dan la Băile Felix? O, Felix Badgers. Aici așa. Mergem mai departe. Asta e sub centură, să știi. Nu, de ce? Da. Da, mă, îmi place la Băile Felix. Îmi place în Oradea. Lasă că știu. Dar vine Oradea la București, ce zici de asta? Ce-am, 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 Este o interzise. Bun. Crezi că vechea ta garsonieră din Timișoara ar trebui transformată în muzeu, sală de repetiții sau bar? Cred că a fost deja transformată, dar actualul proprietar, care e un tip foarte fain, a modificat-o și chiar recent, când am făcut înainte de evenimentul de la Timișoara, am fost acolo și mi s-a părut schimbată total, nu mai e ce era. Asta pentru că nu mai este atât de înaltă, proprietarul a înălțat pardoseala, a făcut-o într-un anume fel, nu mai are nimic din intimitatea pe care o avea locuința sau încăperea sau încăperile alea atunci, pentru că erau mai înalte, altfel era tot ce se întâmpla, tot ce era acolo. Și am văzut-o, nu știu dacă mi-a plăcut foarte tare. În orice caz, el, proprietarul, mi-a spus: Baniciule, am niște băieți, că noi suntem rotarieni, din ăștia cu rotarieni, cu nu știu ce, și har Domnului, zice, avem niște ședințe și când ne adunăm, știi cum ne spunem unii altora? Mm. Hai la Baniciu. Adică, la casa, la acolo. Pivnița, adică eu îi spun pivnița. De fapt, era un demisol foarte, foarte, foarte comod. Și hai la Baniciu. Și acolo să petrec șampaniile, whiskeanele și discuțiile cu text sau fără text. Deci, în orice caz, eu cred că locuința a devenit deja un loc în care să te simți bine la o băuturică. Da. Băi, eu cred că astea sunt vremurile pe care, și colegul meu, Dan, al lui Bitman, vrea să le trăiască. Care vremurile? Ce vremurile? Vremurile astea în care cântam, ne bucuram și ziceam: Hei! Nu, ni se întâmplă, să știi. Încă ni se întâmplă, da. Vorbesc serios. E un loc foarte binecuvântat, ai zice acolo la Copac. Da. La Copac. Ei mereu, deci eu vreau să vă zic că ei mereu au avut câte un loc din ăsta unde s-au strâns. Când eram eu mică, eram Migas. Migas Real, da, acolo unde... Era și după aia a fost Casa Eliad, unde mi-a spus toate zilele de naștere. Acum e la Copac sau la Casa Studenților. Deci e mereu un hub din ăsta în care se strâng ei. Acum unde e? La Copac sau la Trocadero, la Coada Calului. Și când vă strângeți? Lasă, nu trebuie să știi tu chiar. Fiecare marți. Fiecare marți? Da.
dimineața. Terapeută și paparazzi, dar aia luni... e problema. Nu, nu, în apart. Acolo da, chiar nu e. Dar luni la copac. Lunea și joia la copac. Luna și joia la copac. Ce tare! Da. Ce tare! Tramvai! Buetan și tras de cai! Piesa asta, dar e permanent actuală piesa asta. Mie mi se pare că versurile sunt excepțional făcute. Deci, ele inițial am înțeles că au fost scrise și au fost declarate de unul din prietenii noștri din trupă, stomatolog, și s-a dus bietul de el, a plecat în Germania, numai Victor Șuvagă îl cheamă. Dar după aceea am descoperit că versurile sunt scrise de o fată de la universitate. Deci, clar, imaginea este, sau mă rog, modul în care e pus în pagină tema asta este a unui universitar sau unuia care scrie versuri și care știe despre cum se scriu. Despre cum se scriu versuri. Cu minijup și cu gin soioși. Da. Da, da. Plus că cred că versurile sunt primordiale la cântecul ăsta și eu țin minte că am ascultat, încă eram în liceu când am ascultat piesa asta, cântată de cei de la Phoenix, și versurile au fost foarte curățele, în așa fel încât au putut fi date pe radio, că era cezura în perioada aia, nu puteai să dai orice. Dar s-a păstrat chestia aia frumoasă despre timp și despre care, de fapt, e a noastră. Și peste câtva timp, următoarea generație din nou va lua aceeași piesă și spun că va, da, o să cânte cu siguranță. Dacă, spre exemplu, acum în toate spectacolele pe care le avem în stânga și dreapta, lumea cântă cântecul ăsta, cu versuri cu tot, deci se știe. Și numai eu l-am zvârcit. Nu, cei mai în vârstă ca tine le știu din cauza... să spun, din cauza Phoenix-ului vechi. Dar noi am împrospătat cântecul cu Colibri. Deci pe discurile Colibri există cântecul ăsta care a fost și făcut în altă variantă. Mult mai optimistă și mai... Asta așa cum sunt eu făcut să fac, să transform cântecul. Dacă mi-este... Da, așa e. Am noroc.
Vreau să întreb și eu, la mulți ani, sănătate, bine, bine, iubirea, iartă-mă, îmi cer mii de scuze. La mulți ani, copii, la mulți ani. La mulți ani, la mulți ani. Da, e ușoară, dacă nu sunt eu. Dacă nu sunt eu. La mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mama, mama, da, param, mama. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască. E ziua ta, Horia? Da. Asta e de ziua ta, totuși. Ziua ta, iubito, e dar de ziua ta. Aș da și mâini în viața mea. Dar de ziua ta. Dar de ziua ta. Deci, uite că vin și prăjituri. Da, nu, și prăjituri, mai adus ceva, alese, perfect. Alese, păi da. Păi și astea iarăși le... Da la pachet, dragă, da la pachet. Da, pe o savarină, o savarină. Ca pe vremuri când iau botul la savarină. Auzi, v-am pus savarină de astea. O savarină. Am luat de la Timișoara, am coborât din Tarom, ne-am dus la Continental. Peste drum de Continental, în centrul Timișoarei, e o cofetărie. Ciocule, zic, hai să ne luăm ceva. Și acum e. Am pus de curând. Da, am trecut acolo. Cele mai mișto savarine. Eu știam cofetăria de mult. Înțeleg, poți să gust și o savarină? Niște savarină. Auzi? Aș vrea să, cu ocazia asta. Și Ciocu și-a luat una, două, trei. Așa. Și încă o dată una, două, trei. Șase. Un carton. Șase savarină. Da. Șase savarină. Și ce-a făcut pe cu care, sau care le-a mâncat? Și ne-am dus fiecare în camera lui. A venit impresarul. Ciocule, hai să vedem cu banul, cu nu știu ce. Și se filmează în continuare? Da, da, da. Ești în direct. Ciocu, ascultă și tu, poate ești Ciocule, din hibernare. Nu-l vorbesc de rău, din potrivă. Așa. Nu. Apropo de un dulce mic. Așa. Și impresarul zice, hai domnule să nu știu ce, a dat actele, am semnat contractul pentru seara respectivă. Și zice, cheamă-l și pe domnul Vintilă. Și zic, hai să merg să-l chem și pe Vintilă, că nu știu ce, fac la ușele, știam camera. Și nu mică mi-a fost mirarea, înțelegi? Când am văzut tăpșanul cu cele șase savarine, gol. Nu cred. Mircea mănâncă, Ciocu mănâncă așa? Pe vremea aia mânca savarine în drac, înțelegi? Nu știu, dulce. Teteo, da, hai să luăm un dulce mic. Pe care mănâncă pe tot. Da? Anul viitor, mi se face semn de pe margine și mi se spune că anul viitor ar trebui să încep un turneu. Tu? Nu, tu. Nu. Mircea Baniciu. Ar trebui să încep un turneu. Da. Ce? Cum? Vali începe un turneu? Acum aflu și eu. Și dacă ai începe un turneu de la masa asta, fii atent. Ce, tu vrei să avari? Ce invitați o să ai tu în concertele tale din turneu? Ce invitați te așa? Ce invitați ar fi? Da, zici tu ce invitați ai în turneu. Cine o să cânte cu tine? Cine o să cânte cu tine? O să fie Mircea Baniciu and Friends. And Friends. Cine? Cine? And Friends o să cânte... Jenant. Jenant. Cine o să cânte? Jenant. O să cânte... Cred că o să cânte cei mai talentați. Și aici s-a simțit Dan. Da, da, Dan e cel mai talentat. Nu, am sărit doar așa. Poate facem, am spus, să revedem ce înseamnă cu momentul acela Babiba, care a rămas de... Dar vezi că nu e o pasăre Babiba. Nu e. Pasărea Babiba. Eu struț-o pe mine. Și revine la întrebarea aia, cum s-ar fi numit pasărea colibri. Da, Babiba. Băi, dar nu e o întrebare. Asta sună pește. Biban. Da, Biban, bravo, bravo. Și dintre noi, singurul care a avut Heleșteu a fost Bibman. Așa este. L-a vândut. Heleșteu, n-am vândut nimic. E acolo. E acolo, dar l-ai transformat în jocuri pentru... Jocuri de noroc. Steapă cine poate. Jocuri de ghinion. Jocuri de ghinion, da. Vreau să vă spun că acest 50 aici, știu că lui Mircea nu-i place ca asta, nu-i place. Nu. Dar vreau să vă spun că mulți, pentru foarte mulți oameni, această imagine este imposibilă. 50 de ani de cântat,
Nu ca, băi, mă retrag 5 ani, după aceea revin 10 ani, mă, nu. Omul ăsta a cântat de 50 de ani, cântă în continuu. Tu realizezi lucrul ăsta? Omul ăsta de 50 de ani călătorește în țară și în străinătate și peste tot și lumea... Măi, omule, lumea nu se satură. Ferească Dumnezeu să zică și ăsta ce mai vrea. Nu se mai oprește odată? S-ar putea da, să... Da, dar tu, dacă te-aș lăsa pe tine să comentezi la faza asta, ar intra într-o chestie de-asta. Da, da, mai pesimistă. Nu. Lasă-l pe Babiba să comenteze. Aș putea eu să comentez, dar mai bine mă abțin. Deci vezi? De 50 de ani cântă. Nu da. S-a apucat să prezinte spectacole, după aia să cânte, după aia să se lase iar să prezinte, iar să-ți facă orchestră, iar să prezinte. Vezi? El cântă, bă! Cântă de 50 de ani, cântă! Când de o treabă, că ăștia doi de fapt se iubesc. Da, da asta da. Clar. Asta clar. Dacă doriți o soacră pentru... Tom și Jerry. Potriviți... Sorgele și pisica. Coana Dana, soacra mea din stânga mea. E aici, prezentă lângă noi. La mulți ani, Coana Dana. Deci e incredibil omul ăsta. Incredibil omul ăsta. Și fii atent și când... Incredibil, ești incredibil, dragă Dan. Cu tine dacă m-ai lăsat fără niciun ban și am să pornesc singură pe drum acum. Fără timp, schimbă armonia, un orefum, așa, la nina mi, și savarina, i-am uit așa. Dar să nu uităm această bezea și să o dăm în nume chiteta. Hai că ne-am prostit deja, sper că... Nu contează prosteala. O să o îndepărtăm prosteala dintre noi. Ce vrei să spui? Dar ideea este că mă bucur foarte mult că și eu cred, exact așa cum îți spuneam în urmă cu câteva săptămâni, sunt primii 50. Asta trebuie să înțelegi tu. Următorii 50 o să fie cu banice în Friends, asta vreau să spun. Și sper să ne bagi în seama. Acum. Următorii 50 o să-mi pună nepotul în brațe și a zis, bunicule, dă-i drumul. Și nepotului trebuie să-i cânti. Și trebuie să-i groază la treaba asta, că noi pregătim să facem un copil, dar mă gândesc când o să vină la să-i zică tataie sau bunicul, Mircea înnebunește. Îl aruncă pe geam. Nu. Tataie e niciun caz. Tataie. Buni. Bubu. Hello, my dear, my friend. I think I have you. Dacă nici Dan nu e departe să fie. Nu sunt foarte aproape. Ce, să fac un copil, ați zis, sau ce? Seamănă Garfunkel. Du-te la bunicul Dan. Seamănă Garfunkel, erau printre și sunt printre preferații lui Mircea. Of silence. Hello, darkness, my old. It's been a long time. I am alone with you again. And e foarte important să vă spun un moment lucru. Mai melancolic, da. Eu prima dată, apropo de briciag, pentru că aici vreau să vă spun, cum mi se mai spune briciagului în ca și regionalism? Șuriu. Briciagul e puțin mai mare. Șiș. Șuriu. Șuriu. Brișcă. Brișcă. Mi se spune hanger. Da, este un puțin mai mare. Deci important este următorul lucru. Eu prima dată când am auzit cuvântul hanger, eu nu știam ce e. Eu văzusem hangar 18. Și zic, ăsta e hanger 18. Nu, domnule, nu e hanger 18. Este un tip, un puțin. Cu hangerul și cu pietrul nezvelit. Cine? Hanger
văd un joc de domnie și tot pradă. Adri bomba, o zbărba, Adri bomba, o zbărba, să completăm albumul ăsta. Hai să vedem ce e cu ea. Și când am repetat-o, bineînțeles, când cântam refrenul, îl vedeam pe Nea Freddy cu cu deci inginerul de sunet și cu cel de la Electrecord care era cu redactorul, îi spune, da. Cu redactorul dansau în spatele geamului. Și a zis, Freddy Lucovaci, asta e piesa. Asta e piesa. Da. Îți dai seama, după ce ai muncit, să faci un disc, înțelegi? Da, știu. Să vină unul care să poți spune, da. Și să vină unul cu un căcat de piesă, că așa spuneau ei, că ăsta e un căcat, înțelegi, de piesă, și să-ți rupă feșuiul. Dar unde a văzut corul ăla? În ce țară era? Kazakhstan. În Kazakhstan au refăcut piesa. Da, în Kazakhstan, dacă vă uitați pe YouTube, pe YouTube și vedeți, am fost pus în situația să văd corul armatei cântând Andrei Popa, înțelegi, cu niște dizeze în față. Și cu, deci erau trei generații. Armata, dizăzele și niște fetițe mai tinere care cântau Andrei Popa, de rupeau microfoanele. Eu trebuie să zic alta pe care n-am apucat să ți-o zic. Nu, zi. M-a sunat un prieten din industrie, din un coleg de-al meu, și mi-a zis dintr-un studio, da, păi nu vreau să zic nici ce piesă e, mi-a zis că cineva de la Hollywood ți-ar fi luat piesa și mi-a și trimis piesa și a zis că s-ar putea să ne îmbogățim.
Este noapte. Adică nu, nu-i spune că după aceea nu mai vreau să facă turneu. Nu-i spune nimic. Dar vorbesc de o artistă uriașă din America. Adică ceva foarte mare. Și într-adevăr piesa ei, nu alta. Să aud eu pe asta că cântă Andrei Popai. Păi sar în brațe mele. Îmi place. În cârcă îi sar. Ia-mă și pe mine până acasă, te rog. Du-mă puțin. Du-mă și pe mine puțin, da? Da, mișto. O să-ți arăt după aia piesa. Bă, poate dă Dumnezeu să... Da, nu o să mai cunoști. O să mă, din nou o să mă duc cu Bitman la băut și o să vină și... Auzi, Mici, ar trebui să facem o formație. Fac eu, fac înainte eu să se întâmple asta. Auzi, bravo, Marius. Un singur lucru. Tu când ai făcut piesa asta, te-ai gândit la o chestie istorică? Te-ai gândit la un lucru precis sau a fost o... Așa cum îți vine ție din când în când din poanie așa o idee? A fost un poanie fără niciun... Dumnezeu, nici nu credeam că piesa asta va fi vreodată, adică dacă îmi spunea cineva că piesa asta o să cânte, o să cânte toată țara și nu numai, îi zis, bă, fugi-mă de aici, nici vorbă, nu, nu. Bine, eram și într-o perioadă în care nu prea aveam încredere în mine. Eu vreau să fac arhitectură atunci, vreau să mă gândeam la cu totul altceva, știi? Pe scenă se cânta foarte tare, repetițiile erau fără echivoc, cu probleme, cu unele și cu altele. Mie mi-a fost foarte greu cu Phoenix la început. Să te acomodezi. Da, da, da. Nu eram făcut pentru tobe tari și cu bas și cu de-alea, repetiții de-alea la un volum maxim. Plecam întotdeauna și veneam când se linișteau lucrurile și făceam repetiții pentru voce. Să știi că în lumina celor spuse de iubita ta fiică, noi putem să facem repetiții liniștite oricând vrei tu. Eu vă văd că sunteți mai liniștiți. Nu știu, Dan, cum i-a suportat pe ceilalți. Oh, che bella. Dar cred că în echipa lui nu se cânta atât de tare. Ba da, se cântă peste tot. Tare. Nu, dar eu nu uita că am cântat la Iris aproape un an de zile. Acolo să vezi tătuțele. Acolo, tătuțele. Da, 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 da. Care era piesa ta preferată de la Iris? Niciuna. Pentru că era foarte greu. Era foarte greu să le cânt de aia, nu că așa erau piese mortale și le știu și acum și le cânt cu mare drag. Trenul fără naș. Trenul fără naș și Martin Popescu, Dumnezeu să-l odihnească, a făcut o piesă fabuloasă, dar nu numai. Toate sunt foarte frumoase, mai ales în perioada aia. Ia, zile două acorde. Oricam, într-un tren. Dar să nu trenul ăsta e trenul nostru bun. Uite unde se cântă. Da, bă, știu, mă, știu că ai voce înaltă. Nu, nu, n-am voce înaltă, dar ieșeam de acolo, uite așa. Hei, hei, Naciule, dă-te dumneata într-o altă jos. E, lasă-ne, drăguț. Hai să cântăm mai bine ochii tăi, că aia iese ție. Acum îl înțeleg și pe Minculescu. Păi înțelege. Nu, dar Mincule cântă din poanie. El așa e. Toate piesele erau făcute pentru el și e foarte mișto. Da, da. Eu țin minte că atunci când l-am descoperit... Apropo, tu ai fost la 69 Unplugged. Sigur. Da. Știam. Deci... Mierea din domnul ăsta. Rocul dezacordează chitară. Voce. Rocul ăsta. Da, da, da. Dezacordează tot și masa și... Îți spun eu. Basul. Asta recoară pe... Asta e altă piesă în altă traistă. Ce piesă asta? Băi, eu nu mai suport. Eu nu mai suport. Nu ne mai chema. Eu mă duc cu Mircea și facem două trupe separate de care din gând în gând se... Și că ce trupe? Avem niște negative foarte interesante. Da. Eu vreau să te știu bine. Mulțumesc. Și mă bucur foarte mult că astăzi am fost cu toții aici. Pentru că toți de la masa asta și toți din încăpirea asta te iubim foarte tare. Mulțumesc pentru ce spui. Și vreau să spun că toți, fiecare om care e aici vrea neapărat să te vadă în continuare acolo unde ești. Nu te vrem. Te vrem și cu nepoții în brațe. Nu e o problemă asta. Dar te vrem în continuare, nepoții în brațe, puși în culise. Imaginează-ți. Cânti la chitară, așa cum o faci de peste 50 de ani de zile, cânti la chitară acolo și nicio problemă, dacă vrei, poți să mă chem pe mine sau ne chem pe unii sau pe Dan, care să se pregătească, avem, iar tu cânti. Ceea ce nu știe, da, eu. Ceea ce nu știe este că nici fratimiu nu este departe de... Cu prăjituri. Produce muzică, faci, deci... Ah, eu cred de copil, să nu fie departe de copil. Adică și el a făcut copii. Nu, mă, eu mai am un băiat. Eu știu. Da, zic, nici fratimiu nu e departe de trunchi.
Adică și lui îi place muzica. Da. Eu am, nici cu ea n-am fost de acord. Blestemul lui Mircea Baliciu. Copii, tati, eu vreau să fac muzică. Dar nu vrei tu să faci altceva? Nu mai țineți minte Kelly Family? Da. Cum să nu? Au dispărut. Toată familia, da. Au dispărut. Noi suntem mișoritori mai simpatici. Da, da. Asta e, nicio problemă. Asta mă gândesc că eu... Cine știe viitorul, să știi că e o surpriză pentru fiecare dintre noi. Nu știi niciodată la ora asta ce o să ne aducă. Știi? Sigur. Nu știm ce să ne va aduce, iar eu știu ce ne va aduce finalul acestei întâlniri. Ai mare grijă. Ai mare, mare grijă. Tu vezi mai bine. Da. Iar acum, la final, ce pentru asta? Că da... Există și un final? Da, imediat, stai așa să... Care s-ai încărcat? I-au murit toate bateriile, da? Asta e? Da. El e cu hârtiile, mă, eu nu n-am dat să înțeleg. Vă rog frumos, faceți o improvizație în două până mă întorc. Ce foloase sunt acolo? Ăsta e Moș Crăciun, partele tău, iubire. Minuturi. Ana. Preparată din carne. Mulțumesc. Cadou pentru Mircea. Dan. Mare al meu. Dan. No. Și Goria. Crăciun fericit. Eu cred că sunt greșite, total greșite, total. Nu se poate așa ceva. La mare verde al meu. Purcoa. Cine e? Cine e? Asta e bine. M de la Mircea. Nu, pentru că el vile tău. Da. Moșule, ce tânăr ești! Moșule! Darnic, da! Ia stai să vedem ce avem aici. Astea semănau cu niște fișicuri. Ce? Nu cred că m-ai ghicit! Nu cred! Ce-i asta? Extra! Aici, da. Eu am venit să te duce cu Moș Crăciun! Tu ai niște ciorăpei! La loc de cinste la mine acasă. Vezi, stop! Mișto, bravo, mersi. De azi înainte, nu o să mai existe nicio minciună în rândurile noastre. Mm-hmm. Am detectorul cu minciună. Da, și am și pentru voi cadouri. Mulțumim. Ăsta este pentru tine. Îți mulțumesc. Ăsta este pentru tine. Thank you very much indeed. Very kind. Ăsta este pentru tine. Persoană. Domnule Cuza. Da, vă mulțumesc pentru tine. Peste vino. Așa. Jocul detectorul de minciuni. Nu știu, cineva mi-a zis. Să vedem care mai vine la tine la emisiune. Da. La bun, pentru că eu aveam un joc pentru tine. Mircea. Scuze-mă. E prea plină masa asta. Era au căzut toate. Chiar de aici. Se numește asta First Aid Lover's Kit. Deci asta este
mi l-a dat mie și a făcut jocul ăsta Răzvan Simion, prietenul lui Oțil, unde te-ai întâlnit tu cu alt Simion. Și acum Lobzaru, nu? Bogdan? Nu. Simion? Răzvan Simion de la Neața. Răzvan, da. Am Bun. Răzvan, da. Și acum tu trebuie să extragi. Da, da. Sora lui Dani. Da. Da. Și să zici ce acolo. Ia. Nu, sora lui Vidra. Ia. Chiar dacă ai dreptate, mă rănește modul în care glumești despre... Asta parcă ar fi Gloria, vorbim cu mine. Edi Covaci. Așa. Aceste răspunsuri vor fi secretoase. Dragii mei, ne forță... ați luat două? Ce e asta, Horia? Ce e asta? Cum se numesc? Versurile acestea, pe care noi nu le cunoaștem și nu... Adică... Versuri foarte frumoase. Mie îmi place foarte mult piesa asta, Horia. Îmi place mult de tot. Și septembrie luni îmi place la fel de tare. Îți mulțumesc foarte mult. Această piesă va fi cântată de noi toți. De ce, de ce, de ce, de ce? Îți spun chiar acum, unicul la la la, unicul lelele, alții cu vorbele. A fost pentru voi ultima emisiune din acest an, ultimul podcast. La mulți ani tuturor. La mulți ani tuturor. Au fost pentru voi. Au fost pentru voi o fată frumoasă, Ana Baniciu, și patru trubaduri. De fapt, trei cu un prezentator. Băi, unde te-am găsit, băi? Unde te-am găsit, băi? El este Dan Bigman. June prim de fiecare dată. El este Marius Bațu. June secund. Cavaler de onoare. De la June Brașovului. Și al treilea, June. Și al treilea... El e de la Junime. Eminescu de la Junime. Mircea Baniciu, copii, mulțumesc din suflet pentru astăzi. Mulțumim frumos, Mircea, dragă. Și eu. Aplauze pentru toată lumea! Mulțumesc foarte mult tuturor celor care au stat în spate acolo și au zâmbit. Mulțumesc, Vali, pentru tot. Mulțumesc, Marius, Sergiu, Cristi. Astăzi ne-am uitat să vedem ce se întâmplă cu omul ăsta și cu chitara lui, învățată dintr-o carte, mă. Te rog, mă, să-mi dai cartea să văd și o să gândi la chitară. Ar să cauți cartea, pentru că cine are cartea are chitară. Așa e, mă, la tine, mă. Și vezi să vin așa. Ia, ia. Că suntem foarte atenți, Marius, aici. Lucruri simple sunt de ajuns, nu-mi doresc nimic în plus. Vreau și mâine, și mâine același cer senin, același cer senin. Inima să fie așa, așa ca un flug în palma ta. Pentru mine, tine, n-ar fi prea puțin. Foarte bine.
frumos. La 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 la. A, la, la, la. A, nu, nu, nu. Cum ar fi spus și regretata Marioana Murerescu, emisiunea noastră la sfârșit. Nu, dar știi cum era? Și formația la fel. Emisiunea e gata, ochii la caserie. Să nu fugă impresarul cu banii. Nu, să fugă casiera. Da. Give me a signature, please. Să-mi